unei discuții face-to-face. Da? Deci nici eu nu am și m-am rămas cu această opțiune să mă asigur că suntem voilà. Iată. Aș vrea să încep prin a spune că suntem cu toții recunoscători acelora care ne-au dat voie să ne exprimăm astăzi și ne-au facilitat acest lucru și mă uit aici pe ceea ce dumneavoastră ați găsit pe scaune, agenda întâlnirii și văd niște nume și aș vrea să vă propun să ne uităm un pic ca să ținem minte. Ține de noi, oare, dar asociația așa se numește, haideți să vedem dacă ține de noi, Coaliția pentru Educație, cred că facem o dovadă că ne uităm către educație astăzi, Hans Zeidel și le mulțumim tuturor pentru că ne-au dat această ocazie, dar organizatori la toate aceste dezbateri care au avut loc nu numai cea de astăzi, sunt și Asociația Română de Literație, le mulțumim și lor, Educația pentru Toți și le mulțumim în mod deosebit și lor, pentru că au zis că iese soarele, răsare soarele de la Constanța, nu știu, vedem de Alexandru, dacă fie așa, că nu mă refer la Paloma doar. Inspectoratul Școlar de Zean de la Constanța, Asociația Hai să facem, INEDU, Inițiativa în Educație și ANTREM de la Caiova. Deci acestea au fost organizatori și cu ocazia asta îmi face deosebită plăcere să vă spun că aici nu suntem la concluzii. Este o altă întâlnire alături de toate celelalte și vreau să vă amintesc, ceea ce deja ați știut din invitație, că această întâlnire, discuția noastră de astăzi, este transmisă live pe pagina de Facebook a evenimentului. Și aș vrea să îi rog pe aceia care ne transmit mesaje pe Facebook să accepte faptul că nu pot fi moderate. Le vom prelua, organizatorii le vor prelua și vor fi notate și încercăm să vedem care este locul comun al mai multor opinii care ele să devină mesaje către aceia care sunt decidenții noștri de astăzi. Ne referim la persoanele care ocupă funcții de conducere în guvern, în președinție, oriunde s-ar afla ei. Aici se mișcă printre dumneavoastră Elena, acum stă, dar se va mișca, Rareș și Andrei, care v-a scris și v-a asasinat până acum, poate cu mai multe mesaje. Cred că mai avem și alți colegi care sunt afară în acest moment. Numele meu este Madeleine Șerban și am mare merit de a nu înțelege nimic de ce este curiculumul, dar am auzit vorbindu-se despre educație și am un interes pentru că am un nepot. Și aș vrea să vă văd ce-i pregătiți nepotului meu, dumneavoastră, cei care astăzi optați pentru a discuta despre educație, astăzi, când la Bruxelles se discută despre spațiul european al educației în perspectiva anului 2025 și, de asemenea, noi toți cetățenii ai planetei am fost de acord că vrem o dezvoltare durabilă a acestei planete și avem și niște obiective pentru acest motiv care sunt formulate în perspectiva de timp 2030. Am vrut să spun că ce discutăm astăzi nu este pentru mine, ci este pentru viitorul nostru. Le mulțumesc acelora care au acceptat să fie aici, să exprime un punct de vedere, să ne prezinte cu ce avem de discutat, ce avem de discutat. Avem regula 10 minute. Cred că nu vă spun niciun fel de noutate atunci când vă amintesc că Bill Gates spunea finanțez o idee dacă mi-o prezinți în 2 minute. Noi propunem 3 întrebări și îi rugăm pe paneliști și în egală măsură pe dumneavoastră când veți interveni să țineți minte preferabil 2 minute. Mai era și regula ascensorului, dar de când cantitatea etaje pe la aceste clădiri nu mai e bine. Că durează câteodată și vreo 7 minute, nu-i convenabil. Deci rămâneți tot cu Bill Gates în minte. Deci, întrebarea noastră unu este, există un profil al absolventului
prezentat și vrem să știm dacă este ceea ce rezonează cu așteptările noastre. Avem un plan cadru pentru învățământul liceal, învățământul filiera teoretică, care ar fi parte din soluție pentru a realiza acel profil al absolventului și cum un plan cadru nu poate rezolva singur toate problemele, ne pune întrebarea care sunt urgențele, prioritățile, lucrurile cele mai importante și nu întâmplător răspund pe toate trei la o altă, pe care trebuie să le avem în vedere ca să ne asigurăm că nu rămâne din nou o intenție pusă pe o hârtie care stă într-un dulap. Rugămintea mea este să nu ne apucăm să facem o analiză a sistemului de educație, că sunt convinsă după cum văd gesturile, că ați avea ce spune, nu vrem să rezolvăm toate problemele, ne concentrăm pe acest lucru. În altare condiții, nu tragem un pianist, dar prezentăm pianistul. Institutul de Știință în Educație, care a participat la elaborarea acestei propuneri, reprezentat de Magda Panica, îi dăm cuvântul și o rugăm, dacă se poate, să nu uite, în 10 minute, am vrea să știm răspunsurile la cele trei întrebări, având deja documentele la dispoziția noastră. Deci, punctat. Magda. Mă bucur să fiu aici. Institutul de Știință al Educației este în principal responsabil pentru coordonarea metodologică a tot ce înseamnă curicul național în România în acest moment. În condițiile și în contextul unui mandat pe care îl avem în fiecare an din partea Ministerului Educației. Probabil că prima întrebare pe care ne-o punem cu toți este de ce avem nevoie de o reconsiderare a curiculumului național. Noi suntem acum în fața unei propuneri de plan cadru de liceu, dar în anii care au început din 2011 până în 2017, procesul de dezvoltare curriculară în România a fost unul foarte activ. S-au întâmplat foarte multe lucruri la nivel de învățământ primar și gimnazial. Este momentul să ne ocupăm de învățământul liceal, într-o logică pe care o urmează toate țările care își schimbă un curriculum național. Nu ne-am fi aflat aici dacă în 2011, în legea educației, nu ar fi existat câteva elemente extrem de importante cu trimitere directă la nivel de revizuire a curriculumului școlar. Primul este legat de faptul că în legea educației din 2011 scrie foarte clar că tot ceea ce înseamnă curriculumul în România se centrează pe cele 8 competențe cheie europene și sunt pur și simplu trecute cu exact în termenii pe care îi găsim în documentele europene. A doua premisă de la care pornește legea educației și care ne obligă la revizuire a fost cea de introducere a unui an suplimentar, clasa pregătitoare, pentru care nu existau programe școlare și pentru care nu exista un parcurs pe care să-l urmeze un elev care intră în clasa pregătitoare în anul 2011. Mai există o prevedere care ne-a obligat la revizuirea programelor școlare și aceasta este legată de faptul că programele școlare prin lege acoperă doar 75% din timpul prevăzut în planul cadru, 25% fiind activități pe care profesorul le propune la clasă în sprijinul pe care dorește să-l ofere diferitelor nevoi de învățare ale elevilor pe care i-a. De asemenea, există câteva constrângeri legislative pe care nu le putem ignora atunci când vorbim de planul cadru și programe. În lege există deja niște discipline prevăzute ca fiind obligatorii în orice fel de plan cadru în învățământ preuniversitar, acestea fiind tehnologia informației și comunicării, religie și educație fizică și sport. Ce a făcut Institutul de Știință al Educației din 2011 până acum din această perspectivă? Repet, rolul Institutul de Știință al Educației nu este unul de decizie și nici măcar unul al unui arhitect. Este pur și simplu un rol de coordonare metodologică, în sensul că sprijinim niște grupuri de lucru constituite în a trece prin procesul de elaborare a planului cadru a programelor școlare. Ce am făcut începând cu anul 2015 din perspectiva asta? Am elaborat un document de politici curriculare, iar apropo de întrebarea lansată inițial,
În acest document de politici curriculare apare în mod explicit profilul absolventului pe diverse niveluri de învățământ, pentru învățământul primar, gimnazial, liceal. Așadar, dacă, la întrebarea dacă avem un profil al absolventului, acesta cu siguranță că a fost referul pentru constituirea planului cadru și a programelor școlare. El se află în acest document de politici care a fost supus dezbaterii publice, care a fost amendat în mai multe rânduri și care poate fi consultat. Ce am mai reușit să facem noi la institut a fost să elaborăm o metodologie de elaborare a curriculumului național. Și aș vrea să vă spun că dacă nu exista această metodologie, noi n-am fi putut să fim astăzi aici. Pentru că înainte de 2015, modul în care erau elaborate planurile cadru și programele era unul la care nu avea acces oricine. Era pur și simplu o cutumă care se întâmpla în jurul Ministerului Educației, dar care nu avea deloc transparență. Noi am reușit ca institut să impunem o astfel de metodologie care să facă procesul mai transparent și am inclus în mod intenționat câteva momente importante de dezbatere publică, astfel încât fiecare membru al societății civile sau asociații profesionale, experți și așa mai departe, să poată avea un cuvânt de spus în ceea ce privește documentul curricular în cauză. De aceea cred că este o perioadă importantă de transparentizare acestui proces. De exemplu, la planurile cadru de gimnaziu a participat la chestionarul online peste 19.000 de persoane, atât cadre didactice, cât și membrii ai societății civile. Ce ne-am mai dorit ca mandat și sprijinul nostru metodologic a venit mai degrabă prin promovarea ideii de competențe cheie în învățământ și, din păcate, am constatat de-a lungul timpului că avem în multe medii și contexte dificultăți în a le defini și a înțelege ce înseamnă, de fapt, un învățământ centrat pe competențe. A fost un parcurs greu pe care n-aș vrea să-l detaliez. Am aici două scheme care arată cam care au fost pașii de dezvoltare curriculară din anul 2011 până acum. M-aș opri oarecum la momentul actual, ce s-a întâmplat din februarie 2017, când au fost aprobate programele școlare pentru gimnaziu. În septembrie abia avem un ordin de ministru care propune membrii ai grupului de elaborare a planului cadru de liceu și membrii ai grupului de validare a planurilor cadru de liceu. Sunt, în general, reprezentanți al Ministerului Educației, Institutului de Știință a Educației, Consiliul Național pentru Centrului de Evaluare și de Examinare CNEE, dar și universități și asociații profesionale, în ambele comisii. Ce s-a întâmplat din septembrie până în decembrie 2017? Au fost elaborate trei variante de dezbatere pentru planul cadru de liceu, filiera teoretică. Și în ianuarie, iată, suntem în faza de dezbateri publice sub forma unor întâlniri. Urmează ca aceste concluzii ale dezbaterilor să fie preluate cu întrebări specifice într-un chestionar online pe care îl vom lansa imediat după ce dezbaterea publică se va încheia. Ce aș vrea să vă spun despre cele trei planuri cadru propuse, cele trei variante de planul cadru. Cred că e foarte importantă precizarea să înțelegem că acestea sunt trei variante propuse spre dezbatere. Ele nu sunt variante de decizie, în sensul că ele nu vor merge în varianta vom alege una dintre cele trei. Cele trei variante sunt subiect de conversație în dezbaterile publice. Orice fel de propuneri și recomandări asupra acestor planuri cadru va fi preluată de către grupul de elaborare și abia apoi merg către grupul de validare, care iarăși are un punct de vedere și are toate atribuțiile să facă modificări la aceste planuri cadru. Ce s-a întâmplat cu discuțiile în aceste grupuri de elaborare au fost următoarele. Evident că ne-am pus o mulțime de întrebări legate de rolul liceului în parcursul educațional al unui elev. Ce fel de la liceu, unde să se întâmple specializarea, cât de specializat să fie un liceu și așa mai departe. Toate aceste întrebări, din punctul nostru de vedere, au rămas oarecum fără răspuns, pentru că în absența unui alt document strategic care să ne spună încotro dorește Ministerul Educației sau România să meargă cu sistemul de educație, tot ce am avut ca refer a fost legea educației și metodologiile despre care v-am povestit.
Așadar, ce s-a întâmplat cu propunerile de planul cadru a fost așa. Pe de o parte, să revizuim fonduri ale trunchiului comun, curiculumului diferențiat pe profiluri și curiculumul la decizia școlii. Am avut în vedere o progresie între clasele a 9-a și a 10-a, ca făcând parte din învățământul obligatoriu, și a 11-a și a 12-a, mai aproape de specializare. O discuție importantă a fost legată de echilibrul între aliile curriculare în raport cu profilul absolventului. Așa am aflat, de exemplu, am descoperit, făcând o analiză între contribuția fiecărei discipline și alii curriculare la dezvoltarea competențelor cheie, am descoperit că aveam unele discipline care aveau un potențial extraordinar de contribuție la competențele cheie, dar nu se regăseau în planul de cadru de liceu și o să vă dau doar câteva exemple. De exemplu, artele au, cel puțin teoretic, un potențial extraordinar de dezvoltare a multora dintre cele 8 competențe cheie, dar ele aveau alocate o singură oră în planul de cadru de liceu. La fel s-a întâmplat și cu consilierea și orientarea, care nu exista în planul de cadru de liceu. Și același lucru s-a întâmplat și cu alte discipline, cum ar fi limbile străine sau echilibrul dintre competențe tehnice și competențe de specialitate. Ce vreau să vă spun este că mi-a plăcea ca această dezbatere să fie una constructivă, să pornim de la premisa că aceste planuri sunt planul de dezbatere și nu de decizie și orice fel de propunere să o putem lua cu noi și să o ducem mai departe în grupul de elaborare și de validare, astfel încât decizia finală să fie una bazată pe cât mai multe observații din partea dumneavoastră. Eu aveam, de exemplu, evident că nu putem prezenta acum, modul în care au fost asociate competențele cheie cu contribuțiile fiecarei arii curriculare. Pentru că, într-un fel, propunerile la care am ajuns nu sunt unele pe care le-am scos din buzunar, ci s-au bazat și pe modele din alte țări, mai apropiate sau mai depărtate de România, dar și pe o analiză foarte profundă a modului în care disciplinele promovează, dezvoltă sau au potențial de promovare a competențelor cheie europene. Acesta este cadrul în care noi am lucrat, acestea sunt propunerile pe care noi le-am lansat în dezbatere publică și suntem deschiși la orice fel de propuneri, astfel încât planul de cadru de liceu să ne permită să avem o ofertă educațională, așa cum zicea mai devreme Madeleine Șervan, care să-l reziste și pentru copiii noștri de astăzi, de pot lucră. De exemplu. Mulțumesc frumos! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru că au fost punctate elemente esențiale, în opinia mea, și am să spun ce cred eu, nu? Că sunt obiectivele opiniile mele, ca și ale noastre de altfel. Și ceea ce mă face să cred de asemenea că trebuie să ne amintim că nu vom face noi planul cadru aici. Deci nu vom face noi la sfârșitul acestei reuniuni, ne planificăm să ieșim din sală cu alocare de ore pe disciplină. Nu aceasta este tema. Tema este să vedem, nu știu de ce mă gândesc la Seneca, mai ești la dreptul filozofic. El zicea că dacă nu știi unde vrei să ajungi, orice vânt e. Păi dacă nu știu încotro vreau să mă duc țara asta, oare ce să fac eu cu liceul? Da. Hai să fim ocupați. Să visăm. Avem dreptul să visăm. Dacă știm că vom ajunge în 2025 și dați-mi voie să citesc că la vârsta mea, dacă tot v-am spus că sunt bunica în circunstanțe atenuante, în spațiul european al învățământului în anul 2025 la punctul 2, e un decalog, se zice că recunoașterea reciprocă a diplomelor prin inițierea unui nou proces în vederea pregătirii terenului pentru recunoașterea reciprocă a diplomelor de licență și de bacalaureat. În anul viitor, de vremea asta, avem președinție. Gândiți-vă că putem să facem propunere. Deci, simțiți-vă gata să faceți agenda Uniunii Europene prin discuțiile pe care le avem astăzi. Pentru că veșnic suferim de povestea ne impun alții. Nu! Haideți să avem o părere pe care putem să o ducem mai departe. Deci, ce vrem de la liceu este extrem de important și în acest considerent o discuție despre profilul absolventului devine foarte importantă. Când vă referiți la a doua întrebare, planul cadru, vă rog să nu vă referiți în norme de timp și de discipline ce ne lipsește. Mulțumim Magdei Banica pentru că ceea ce a adus aici va fi publicat de organizatori și vom avea ocazia pe delete să analizăm.
Dar dați-mi voie să vă spun că am și o mare nedumerire. Competențele cheie europene vor fi adoptate la nivel european în luna mai 2018. Revizuite. Da. Și dacă nouă ne vine vreo idee să revizuim, mai avem voie? Deci rugămintea ar fi, nu le luați de bune, sunt din nou o propunere și dacă aveți o idee, chiar și în competențele cheie, să dați un mandat ministrul educației din România să intervină în ședințele de Consiliu din februarie și din mai, dar trebuie să documentăm, haideți să o facem. Două observații cu soluții. Suntem constructivi. Deci nu în seara aceasta înjurăm ministrul. Vă rog frumos, v-am spus aici, plan, cadru pentru învățământ liceal, e bine, pentru că vorbim despre ei, acum vrem să fim cu ei în dezbatere. Din nou spun, o decizie privind planul cadru pentru liceu este o decizie care nu se formează pe bază de referendum. Este o decizie de tip expert. Trebuie să avem acest lucru în minte. Deci nu vom ieși să votăm variantele, ci trebuie așa, pe Magda ne spunea, trebuie să avem în mintea noastră care sunt limitele lor, în ce măsură ele contribuie la acel profil al absolventului, care este profilul de capital uman pe care eu doresc să-l am în România anului 2025. Alexandru. Care e părerea ta despre ce se întâmplă? În numele cui vorbești doar aici? Bună ziua și mulțumesc pentru invitație, să spun așa, am preluat microfonul. Astăzi am venit aici, în primul rând, pentru a prezenta poziția pe care noi, Asociația de Elevi din România, am adoptat-o la finalul săptămânii trecute și care am ieșit în spațiu public. Pe lângă, o să mai am și eu două întrebări pe care le ridic publicului, pe lângă cele pe care dumneavoastră le-ați expus, dar încă nu le-a venit timpul, o să le vină timpul puțin mai târziu. Acum cred că ar trebui să fac o mică remarcă pe care noi, Asociația de Elevi din România, o considerăm destul de importantă. Discuția pe planul de cadru trebuie să fie mai mult decât o dezbatere pe niște tabele cu număr de ore pentru fiecare disciplină în parte. Noi considerăm că o dezbatere despre planul de cadru este nimic altceva decât un instrument al întregului proces care există și care trebuie să continue, al reformei curriculare. Reforma curriculară care până la urmă stă la baza sistemului de învățământ. Ce facem în școală? Ce și cum facem în școală? Aceasta este reforma curriculară și este baza dezvoltării sistemului de învățământ românesc pe care cu toții o clamăm pe bună dreptate de atâta timp. Și noi considerăm că o discuție despre planul de cadru, despre aceste tabele cu număr de ore pentru fiecare disciplină, este o discuție în van. Dacă nu avem, în același timp, în paralel, niște discuții foarte serioase despre cariera didactică, cum au loc orele de curs în România. Și în primul rând asta înseamnă cum intră profesorii în sistem, cum se formează inițial, cum se formează continuu și ce fel de profesori ne dorim să avem la clasă în România. Degeaba și cum am planul de cadru, dacă ceea ce avem la clasă, dacă profesorii din sistemul de educație nu aduc la rândul lor o schimbare prin modul în care se face actul de predare. Acolo, la firul ierbii, se realizează în mod concret actul de educație și de aceea o discuție despre reforma curriculară sau o discuție despre cariera didactică este o discuție în van. De asemenea, un alt subiect care ar trebui să fie pe picior de egalitate cu discuția despre reforma curriculară și să fie în același timp. O dezbatere foarte serioasă despre evaluare. Cele patru tipuri de evaluare. Evaluarea elevului, evaluarea profesorului, pentru că și elevii trebuie să aducă un feedback modul în care profesorii își derulează ora de curs. Și aici o propunere pe care noi o formulăm vine în susținerea acestei măsuri într-un mod indirect. Evaluarea școlii, și mă bucur că este în sală și domnul președinte Iosifescu de la RACIR, și evaluarea sistemului, cum evaluăm sistemul de educație din România. Pe lângă asta ne trebuie dezbatere foarte serioasă și despre descentralizare, pe care varianta a treia din propunerile făcute de ISHE, oarecum încearcă să aducă în atenția opiniei publice și o mică discuție despre descentralizare, care a stârnit niște dezbatere foarte aprinse. Și în ultimul rând, considerăm că este foarte important să abordăm public și foarte serios subiectul bazei materiale. Pentru că nu este așa, degeaba schimbăm noi planul de cadru și programa școlară la disciplina chimie, când încă învățăm chimia din carte și nu putem să facem un experiment pentru că nu avem reactanți. Sau învățăm fizica fără să intrăm la laborator și fără să facem un experiment.
Bun, asta a fost o mică remarcă de început pe care am dorit să o fac pentru a clarifica faptul că dezbaterea despre planul de cadru trebuie să fie mult mai mult decât o discuție pe niște tabele cu un număr de ore pentru fiecare disciplină în parte. Acum, legea educației naționale, chiar și cadrul european, stabilește că elevul este în centru actului de educație. Actul de educație are în centrul său pe elev. Și îmi pun o întrebare legitimă, dacă în România se întâmplă acest lucru, opinia noastră este că nu. Și vă voi spune de ce, raportându-mă la materiile opționale. În momentul de față, materiile opționale în România cum se studiază? Fiecare elev, teoretic, are dreptul să își aleagă materiile opționale pe care le studiază, doar că acestea se selectează la nivelul clasic. Iar eu, ca elev, sunt obligat să mă supun, între ghilimele, dictatorii majorității, atunci când trebuie să studiez o materie opțională. Deci dacă eu, Alexandru Manda, elev în Constanța, vreau să studiez o disciplină opțională, dar restul colegilor mei din clasă nu vor, acest lucru nu se poate întâmpla. Și de aceea noi, ca reprezentanți ai elevilor, propunem următorul lucru. În paralel cu discuția pe planul de cadru, pentru că trebuie să fie o discuție care să aibă loc, dacă nu în paralel, chiar înainte ar fi trebuit să aibă loc această discuție. Și pe care trebuia să o inițieze decidentul, adică Ministerul Educației. Cum se studiază în România materiile opționale? Deci o regândire a modului în care se studiază în România disciplinele opționale. Și de aceea noi avem și o propunere concretă, în care am ieșit pe tapetul spațiului public săptămâna trecută și pe care o voi prezenta și în acest moment. O regândire a conceptului de curriculum la decizia școlii. O regândire, și dacă îl regândim, îl și redenumim, ca să simțim și schimbarea, în curriculum la decizia elevului. Curriculum la decizia elevului, ceea ce înseamnă că elevul, beneficiarul principal al actului de educație, în jurul căruia, cel puțin teoretic, gravitează actul de educație, își poate alege în mod individual materiile opționale din ceea ce pune școala la dispoziție. Adică, școala pune la dispoziție o foaie cu o serie de discipline pe care elevul le poate studia și fiecare elev, în mod individual, îi selectează disciplina opțională pe care trebuie să o studieze. Disciplinele, în funcție de numărul de ore, asta este o altă problemă, cât anume trebuie să studiem ca disciplină opțională. Iar grupele de studiu se formează la nivelul clasic. Adică dacă eu, Alexandru Manda, vreau să studiez istoria evului mediu, dar sunt singurul din clasa mea care vreau să fac acest lucru, dar mai vor încă doi colegi la a 12-a G, mai vor încă doi colegi la a 12-a B și încă 7 colegi de la 11-a C, noi să facem o grupă de studiu. Adică grupa de studiu să se formeze la nivelul școlii, nu la nivelul clasei, cum este în momentul de față. Într-adevăr, acest lucru este unul periculos, este unul riscant și este o propunere care a fost destul de prost privită în spațiul public și de unele figuri din sistemul de învățământ, pentru că vine cu o schimbare de profunzime. Și anume, prin faptul că elevul mod individual își va putea selecta materia opțională. Și aici, antamnez un pic elefantul din sufragerie. Cu toții care suntem ori elevi, ori părinți, adică care avem direct sau indirect de a face cu actul de educație, știm că nu de puține ori alegerea opționalelor nu are în centrul său nevoia elevului, ci catedra, norma, cadrul didactic. Adică, nu de puține ori, nici mie personal, nu mi s-a întâmplat nu de puține ori, să primesc în față deja o foaie cu materie opționale doar să o semnez. De ce? Pentru ca profesorii din respectiva cadrul de învățământ să-și întregească normă. Asta este și răspunsul pentru care unii colegi de-ai mei de la o clasă paralelă sunt nevoiți să studieze clasa 12-a, contrar voinței lor, deși sunt la științele naturii, un opțional de istorie. Deși nu au avut acest lucru. Dacă își doreau acest lucru, nimeni nu i-a prea să o facă. Dacă unul, doi elevi din acea clasă vrea să studieze opțional o disciplină de istorie, poate face acest lucru. Ar putea face acest lucru dacă propunerea noastră ar fi luată în considerare. Iar dacă ceea ce spunem noi ar fi aplicat și am avea un curriculum de decizie elevului, un minut, am perceptorat o casă, am putea să avem efectiv o evaluare a elevilor către profesori prin selectarea opționalelor. Pentru că acel profesor care se dedică și își dedică timp pentru a-și face opționalul mult mai atractiv și care își prezintă ceea ce are de prezentat, astfel încât elevul să se facă înțeles și elevul să-și dorească să studieze acea materie, mereu va fi selectat de către elevii săi și va fi efectiv un mod al elevului de a evalua cadrul didactic. Ai mai fi vrut să antamez un pic și subiectul profilului de formare al absolventului, dar poate la final mai continui. Acum înțeleg că mai avem un minut, deci prefer să închei. Vă mulțumesc frumos! Bine, mulțumesc și eu foarte mult! Am terminat vocea elevilor.
ulterior, dar înainte de a merge mai departe, am vrea să fac imediat o observație. Să știi că noi ne dorim dictatura majorității și nu a minorității. Asta este definiția democrației. Mulțumesc frumos! În rest, mai devine, vom discuta. Nu am alt rol decât de a vă da cuvântul mai departe. Văd că se strâng aici minți luminate, nu le spun care, căci vă fac surprize la final. Pentru că, ce părere ai? Aceiași sau vă propun să închidem microfoanele ceilalți? Bună ziua, sunt Petru Costoaie, vicepreședinte al Consiliului Național al Elevilor și vă mulțumim pentru această oportunitate. În primul rând, credem că este îngrijitor modul în care sunt elaborate planurile de cadru. Considerăm că ar trebui ca întâi să fie identificate niște subiecte a căror abordare să fie astfel încât făcută pentru a genera deprinderea calitativă a unui număr maxim de elemente din profilul de formare a absolventului. După aceea trebuie să integrăm aceste componente în discipline specifice, pe care mai apoi cărora să le stabilim niște programe. Și abia după aceea, în funcție de complexitatea și de volum acestor discipline, să vedem câte ore din fiecare trebuie să studieze elevii. Cât despre curiculumul la decizia școlii, considerăm că momentan numărul și postul acestora sunt mult prea mici. De exemplu, în Franța, în ultimii 2 ani de liceu, ponderea profilului comun și respectiva curiculum diferențiat variază invers proporțional. Dacă într-un curiculum în clasa a 11-a, echivalent în România, ajunge la aproximativ 42,5%, în al doilea an nu depășește 27%. Astfel că ponderea materiilor opționale rămâne constantă în jur la 17%. În schimb, la noi este mult mai puțin. Suntem conștienți de faptul că a treia variantă propusă spre dezbatere dă o mai mare libertate cumva școlilor să depună multe ore de opționale, nu este suficient. Și în plus, considerăm că acest mod de a alege ce materii opționale studiază elevii nu este unul corect. Și în trecut, Consiliul Național al Elevilor a militat pentru a schimba ideea de curriculum la decizia școlii în curriculum la decizia elevului din oferta școlii. Astfel ar trebui să fie formate grupe de minim 15 elevi, să spunem, pentru a nu avea, să spunem, clase cu, nu știu, număr foarte mic, pentru că nu ar fi eficient din punct de vedere financiar. Iar acest număr de minim 15 elevi să studieze acea materie pe care și-au ales-o. Totodată, astfel elevii vor putea să aleagă cu adevărat ce alte materii vor studia, ne fiind constrânși de majoritatea clasei, care uneori se poate lăsa influențată de ideea că, bun, eu sunt elev, sunt în clasa 11-a, peste noi dau bacul. Ce fac? Ce aleg? Matematică sau aleg ceva ce poate mă folosi mult mai mult în viață? Din păcate, cei mai mulți aleg matematică. Iar astfel, elevii care vor foarte mult să studieze altceva, nu vor avea această oportunitate. Totodată, considerăm că acest procent foarte mic de curriculum la decizia școlii trebuie mărit pentru că elevii nu sunt la fel. Înțelegem că în învățământul secundar inferior se dorește a crea o cultură generală cât mai vastă, însă pe măsură ce înaintăm spre liceu, ar trebui ca elevul, împreună cu părintele și chiar cu dirigintele, să discute și să aleagă ce este mai bine pentru elev. Pentru că, într-adevăr, fiecare elev este o tipologie diferită. Învață diferit, într-un ritm diferit și poate fi mai mult sau mai puțin susceptibil la anumite tehnici. Iar o abordare unitară nu este eficientă. Iar acest lucru este, după cum bine știm, foarte bine evidențiat în procentul uriaș de analfabetism funcțional. Astfel, elevii ies din școală fără a ști să înțeleagă lumea în care trăiesc. Chiar este ceva de râsul plânsul. Adică stăm 29 de ore pe săptămână la școală, iar când ieșim, nu știm cum să trăim. Astfel, ar fi foarte bine, considerăm noi, ca aceste discipline incluse în curriculum la decizia școlii sau a elevului din oferta școlii
Acestea ar trebui să fie, să zicem, educație pentru sănătate, educație juridică, limba română, oratorie, gândire critică și multe, multe altele, care i-ar ajuta pe elevi, cu adevărat, să înțeleagă lumea în care trăiesc. Să iasă din școală cu mai multe, să zicem, cu multe competențe de a trăi, nu doar de a-și continua studiile. Pentru că, în fond, după cum bine știm, foarte, un procent destul de mic de elevi, față de media europeană, ajunge în învățământul superior sau măcar să dea bacalaureatul. Ce se întâmplă cu ceilalți elevi nu știm, pentru că ei ies din școală nepregătiți, necalificați și astfel ajung să slujească șomeri sau poate chiar mai rău. Pe final, suntem conștienți de faptul că o schimbare mai amplă va aduce cu sine o întreagă restructurare de la fonduri alocate, pentru că, după cum bine știm, educația este o prioritate națională, este din planul de a... nu știu cum era formulat, însă președintele a introdus-o ca o prioritate națională. Astfel că, înțelegem, se dau bani pe rachete, pe alte superioare, dar totuși pentru educație cât se vor da bani? Pentru că din 2011 se spune că 6% din PIB va fi dat pentru educație. Da, fix 6%. Da. Recomandarii, și totodată trebuie să analizăm foarte bine modul de formare al cadrelor didactice, pentru că vârsta, din păcate, vârsta media a cadrelor didactice, este una foarte ridicată, iar metodele de predare nu corelează, în opinia mea, deloc vârsta cu competența și cu cât asta pot să vă spun... Mă refer la formare. Astăzi, practicând democrația, în sensul că eu sunt moderatorul. Mulțumesc frumos! Democrația sau și astăzi trebuie să parcurgem foarte mulți pași pentru a ajunge cu adevărat la o restructurare masivă și amplă a sistemului. Din păcate, momentan suntem aici și vedem ce-o fi. Însă, suntem pe poziții și, într-adevăr, trebuie să fim conștienți de faptul că dacă nu începem acest lucru, dacă cineva nu-și asumă, faptul de cine, dacă ministerul, dacă nu-și asumă o masivă restructurare, vom continua cu acest model pseudo-comunist, basi-comunist, de învățământ foarte mult timp de acum încolo. Puncte absolut esențiale și maturitatea voastră ne obligă să fim foarte serioși în ceea ce vom discuta astăzi și ceea ce vom face mai mult decât atât de astăzi înainte, pentru că am auzit deja că nu avem claritate cu privire la profilul de capital uman de care avem nevoie în această țară pentru ce și se pare extrem de periculos. Dar dacă nu avem acest profil, oferta făcută prin profilul absolventului este o referință în ceea ce discutăm acum, iar voi aici ne atrageți atenția că nu vrem o dezbatere sterilă pe loterie, 2 la 3 sau 3 la 4, ci vrem să avem o corelare, așa cum Magda a subliniat că a fost intenția, cât mai apropiată de ceea ce înseamnă acest profil, dar în egală măsură, ne spuneți, da, la sfârșitul învățământului obligatoriu suntem de acord că suntem o țară în care acel profil este profilul nostru al tuturor, venim lângă voi, noi generațiile actuale și învățăm ceea ce ne dați, dar după dați-ne voie să devenim ceea ce putem să fim, ceea ce potențialul nostru, aspirația noastră pentru viață, frumosul din noi ne recomandă a fi. Făcând absolut orice, pentru că nu există profesii mai puțin importante unele decât altele, toate sunt foarte frumoase. Dar pentru aceasta, haideți să ne gândim nu birocratic, haideți să ne gândim la acele soluții care sunt decente, dar care pot avea, într-adevăr, în vedere aceste priorități, acest mod de a face. Ne atrageți atenția, de asemenea, asupra carierei didactice, atenționând asupra atractivității profesiei didactice. Pentru că bine că mai sunt și bătrânii care mai sunt în sistem și aici avem de discutat la ce vârstă
chiar nu mai poți, unii nu mai pot de când se nasc, alții mai târziu, dar problema este, într-adevăr, a ceea ce li se dă profesorilor ca sprijin pentru a pune în practică ceea ce e scris pe foaie de hârtie. Pentru că nu este, zicem cu toții de mii de ani, suficient să trimitem un document scris și să credem că toată lumea va percepe la fel și va aplica la fel. Am reținut că tot ceea ce ține de mediul de învățare este și de punerea în aplicare, ceea ce spuneam, condițiile de care am nevoie la punctul 3, pentru ca acel plan cadru pe care îl vrem și mai bine justificat, pe competențele cheie ale viitorului și nu ale trecutului, să le avem în calcul. E bine, dacă vocea elevilor am auzit-o, propun să ascultăm în continuare și vocea școlii, care în mod dictatorial. De ce poveniți mereu cuvântul dictatură? Noi nu vrem să fim în dictatură dumneavoastră, oricum ocupați foarte mult spațiu. Dacă sunteți moderator, n-ați putea să fiți puțin mai discretă. Ne-am bucurat. Mulțumesc frumos. Aveți foarte multă dreptate. Nu eu am folosit cuvântul dictatură, ci îl constat în viața de zi cu zi. Școală. Deranjăm. Am crescut în dictatură și ne-am săturat. Da. Bună seara. Sunt onorată să fiu de partea școlii. Dar ce voi spune eu nu este să spun lucruri în apărarea școlii, ci încerc să fiu cât pot eu de echidistantă și cât pot fi eu de dreaptă cu totul. Mi se pare că repetăm ceea ce era în trecut, pe vremea aceasta, discutam despre planul de cadru de la clasa a 5-a. După un an suntem la o altă etapă, la intrarea în liceu, și iarăși discutăm despre număr de ore, despre tabele și așa mai departe. Repetăm același lucru. Ce mai facem? Suntem o masă de adulți care suntem specialiști în educație, experți din diverse instituții publice, ministere, inspectorate, din școli, din se cer propune și așa mai departe. Părinții, care sunt o altă componentă extrem de importantă în viața copiilor. Iertați-mă, vorbim despre adolescenți, dar tot copiii sunt pentru noi. Și credem că noi, adulții, suntem cei care trebuie să ne hotărâm soarta și știm tot ce le trebuie. Avem profilul lor, avem opinii de la ei, dar noi ne raportăm mai departe tot la maturitatea noastră, la experiența noastră și încercăm să le expunem niște variante. Dacă ar fi să mă întrebați pe mine personal, da, varianta aceea este cea mai flexibilă dintre cele câte pot fi. Mi se pare că acești doi copii, și mă simt onorată că am vorbit cu ei, au punctat niște lucruri esențiale. Aceste variante care sunt acum sunt variante care pot să pună în lucru mai departe din toamnă ceea ce avem în sistem. Adică niște profesori specializați pe științe, pe discipline. Se mai propun foarte frumos niște titluri de opționale absolut fabulos, de frumos exprimate și conturate și... Însă, întrebarea este foarte simplă. Cine aduce în fața elevilor acele opționale? Cine le poate preda? Răspunsul acesta pot să vi-l dau, dar știți și sigur, în sensul că face o pregătire valabilă a profesorilor care în liceu sau în școala generală, în gimnaziu, să fie capabil ca să meargă, să facă un salt la nivel, cel nivel la care copiii noștri sunt, la care acești tineri aspiră să plece de pe, din liceu sau din școala generală. Vorbim acum de liceu. Așadar, fără a ne gândi înainte și fără a face ceva, nu putem să aplicăm decât iarăși niște discipline executate de către profesorii care sunt acum în sistem, indiferent de vârstă, că sunt de vârstă înaintată sau debutanți. Nu putem practic aduce niciun progres. Rămânem în același stadiu. Cred că trebuia, de niște ani înainte, să ne gândim la niște politici pe termen scurt sau pe termen mediu, măcar, când bat toate la ușă și ați trece la ceva.
Dacă ar fi să ne ducem la copii, ar trebui să-i, ca profilul lor să... El este conturat de noi, avem niște cuvinte frumoase, parcă am făcut o radiografie. A spus foarte interesant ceva Petru. A spus că nu știm să trăim. Pe mine m-a marcat această afirmație a lui. Deci ce a spus acest copil? Iată-mă, Petru, termin în școală. Iată-mă, că zic copil, din nou îți cere tare. Adică ce a spus el? Că nu are competențe sociale când iese din liceu. Deci ce trebuie, care să fie ponderea cea mai mare? El a răspuns. Eu nu spun că nu trebuie disciplinele să aibă rolul lor și să nu aibă ponderea lor mare. Dar parcă ar trebui să le reformulăm. Poate că trebuie să le punem în alte denumiri, poate să nu mai spunem istorie, geografie sau mai știu eu cum, poate putem să le spunem altfel. Poate le putem pune împreună. Sau dacă ele sunt făcute așa și venim cu niște programe extrem de puse în niște șabloane, iarăși nu ne prea putem jongla cu numărul acela de ore pe care le au profesorii. Dacă ar fi să număr acum ce ar trebui sau ce trebuie făcut, pregătirea profesorilor, sub orice formă, a celor care sunt sau a celor care vin. Nu putem să facem reformă fără acest lucru. Este minimal, esențial și de început. A punctat foarte bine Alexandru, deci sunt. Uitați-vă cât de deștepți sunt acești copii și știu exact ce le trebuie. Da, evaluarea. Evaluarea școlilor, a cadrelor didactice, noi evaluăm doar noi pe ei. Ce e bine de noi adulții? Ce importanți suntem? Evaluăm numai noi pe ei. Da. Cred că suntem puțin cam... Da. Orgolioși. De asemenea, vorbim despre o mai mare flexibilitate. Păi școlile săracele, cum să capete flexibilitate când, în loc să lucrăm la descentralizare, noi acum ne chinuim bine să le centralizăm. Asta se întâmplă acum. Suntem foarte dezorientați în momentul acesta, am sfârșit un an calendaristic și începem un an calendaristic într-un cutremur fantastic, deci chiar așa mă simt. Legat de finanțare, cine, unde, cine o dă, cum o dă, legat de schimbări de platforme în contabilitate. Deci este fantastic ce se întâmplă, suntem foarte ocupați cu lucrul acesta și mă bucur că se întâmplă această dezbatere și tare mi-aș dori să vină pentru acești copii constructiv, să vină din partea noastră cu idei viabile, adevărate, reale și nu să fie doar niște discuții frumoase la care noi să participăm. Cred că le trebuie multă experiență, nu foarte mult conținut academic, ci totul trebuie trăit, dacă ar fi să mă întrebați la ei, în timpul liceului. Opționalele să fie alese de ei, indiferent de vârstă, vreau să vă spun că sunt copii de clasa 5-a care îmi cer opțional de a spun 1000 la clasa 5-a. Cu cine să-l fac? N-am cu cine. Un exemplu de gimnaziu. Și-au mai spus ceva, că sunt necalificați. Așa este. Nu știu ce sunt. Iar noi nu le oferim această ocazie prin aceste planuri. Nu știu dacă am depășit sau nu. Da? Mulțumesc! Așa este regulajul, că o urmări scara ta, îmi pare foarte rău că nu pot să o schimb fix acum, dar mă mai grăbesc să mă uit către Coaliția pentru Educație, care am doi reprezentanți aici în fața mea, unul din astea nu-i vedeți, dar o văd și pe Simona și o văd și pe Daniela. Pe Daniela o vedem foarte mult peste tot și în mediul online și în mediul online și pe Simona la fel. Ce zice societatea civilă? Vă rugasem și v-aș fi foarte recunoscătoare dacă putem închide telecamera. Ce zice societatea civilă? Ce impresie ați colectat? Restituiți-ne opinia dumneavoastră pe aceste teme și ajutați-ne să ajutăm. Mulțumesc!
Mulțumesc și, în primul rând, mă bucur că mă aflu aici. Zilele trecute am fost și la Iași, am fost să văd ce anume au spus acolo profesorii, elevii, părinții, sindicatele, organizațiile neguvernamentale și mi-a prins foarte bine să văd și să văd că există și exemple unde lucrurile funcționează. Oamenii încercăm să ne uităm și la asta. Este ce face societatea civilă, în primul rând, că în aceste zile au organizat dezbateri în mai multe orașe, în 6 orașe și astăzi în București. Și mă bucur că Institutul de Științe al Educației a creat cadrul pentru dezbateri. Acelea au fost organizate de minister și inspectorate, dar nu cu deschiderea pe care am reușit să o aducem noi. Și de-abia aștept să aud ce aveți și dumneavoastră de spus. Noi la Coaliția pentru Educație, o să fiu foarte scurtă, susținem în primul rând formarea profesorilor și alocarea de resurse pentru acest lucru. Pentru că, iată, discutăm despre curriculum și toții de la masă au spus și o să mai spunem cu toții că degeaba avem un curriculum care poate să fie ideal și să spună că 80% din curriculum pot să aleagă școlile și elevii, dacă asta nu se poate implementa în practică. Deci avem nevoie de pregătire. Alt lucru este, avem nevoie să discutăm despre rolul școlii și iarăși s-a spus mai devreme că nu avem o viziune despre unde vrem să mergem. Noi la Coaliție suntem 16 organizații membre și am creat așa o viziune comună. Această viziune înseamnă că vrem să creăm școala unde fiecare vrea și poate să-și împlinească potențialul, fie că sunt elevi, fie că sunt profesori. Și vrem să contribuim la asta și dacă nu am făcut asta în planul cadru, când au venit aceste propuneri și este nevoie de asta, vrem să contribuim. Cum? Apoi e vorba despre acest profil al elevului și am auzit și eu pe elevii care interacționez și au venit și la dezbatere, la clasa 11-a, 12-a spun, nu știm ce să facem, e deja foarte târziu și există studii anul trecut, ANOSR-ul a publicat un studiu care spune că o treime dintre studenți renunță la studii în primul an, iar în cazul facultăților tehnice, peste 60%. Deci este o urgență. Nu știu când anume va fi adoptat sau realizat un plan cadru nou, dar acest lucru trebuie rezolvat în actualul sistem. Nu mai putem să așteptăm nu știu cât. Pentru copiii de acum, pentru că sunt generații care, iată, ies din sistem mai târziu, din sistemul universitar și apoi încercăm să reparăm. Deci este o, dacă ar fi să mă gândesc la un lucru bun pe care îl face planul cadru propus, este că, iată, acea oră de consiliere și orientare în carieră este cuprinsă în planul cadru. Actualmente, după câte știu, această oră este doar la clasa 9 la liceele tehnologice. În rest, se consideră extra. Stau copii extra ca să ce. Și în al doilea rând, nu există resursele, acele resurse umane necesare care să facă acest lucru cu ei. Un liceu din Iași, cu toate astea la Iași, cum am spus că au fost, a spus, noi facem cu sprijinul părinților și a mediului de afaceri. Deci haideți să ne uităm și la ce funcționează, pentru că probabil și în acest cadru existent sunt oameni care fac lucrurile să se întâmple. Este o școală în Harghita, gimnazială, vorbeam mai devreme de cum se aleg opționalele și asta spun profesorii foarte peșleau. Dacă vezi că o întreagă clasă a ales un opțional, asta nu e opțional. Este completare a catedrei unor profesori. Și vă spuneam de această școală gimnazială, unde directoarea are așa un curaj încât opționalele sunt alese de elevi din clase diferite, din niveluri diferite. De exemplu, șac, da? Și mai știți astfel de exemple? Da. Unde? În Constanță. Genial. Bun, deci ideea este că se poate în acest cadru. Cum fac aceste școli? Haideți să le scoatem la iveală și curajul lor și să arătăm că se poate să facă și alții să procedeze așa. Aș mai vrea să adaug partea de abilități socio-emoționale pe care se pune din ce în ce mai mult accent și am avut bucuria să lucrez cu Magda de altfel la un studiu pe tema asta. Angajatorii la nivel global pun accent la abilitățile socio-emoționale, sunt studii în acest sens, creativitatea a avut un salt în preferințele lor, pentru că nu știm ce ne așteaptă în viitor și zilele astea se spunea mai mult de jumătate din joburi n-au fost create încă lucrurile pentru care se pregătesc
acești elevi. Deci au nevoie de mai puține cunoștințe și mai multe abilități de comunicare, de empatie, de a lucra împreună și de a rezolva probleme și așa mai departe. Noi, în concluzie, la Coaliția pentru Educație, susținem o abordare mai largă. Susținem că e necesar să ne punem niște întrebări referitoare la rostul școlii și la ce ar trebui să servească liceul, nu doar liceul teoretic, ci și cel tehnologic și cel vocațional și cum traseul unui copil se poate schimba de la un tip de educație la altul, cum pot fi recuperate decalajele, cum poate un elev să aibă acces, pentru că accesul este o problemă la nivel liceal. Dacă, de exemplu, ieri am avut o dezbatere și ne-am întrebat clasa nu ar trebui să fie trecută la gimnaziu sau nu, pentru că ne-am asigurat că nu avem 20% de elevi care abandonează după clasa 8-a și vrem, de asemenea, mă bucur că se revizuiesc acum competențele cheie, pentru că dezvoltarea durabilă, de exemplu, ar trebui să fie parte din acest lucru și avem pe colegii noștri de la Repertop și mai care sper să spună câteva lucruri despre. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Câteva idei, cred că se justifică a fi reținute între ideile forță care să meargă mai departe, dar vă grăbesc în acest moment o idee uitându-mă către un vechi prieten, prieten de demult, care bunic, da, dar care este un bunic și al educației. Cred că are suficient experiență de aici și de aiurea și sunt mereu recunoscătoare că într-un dintre aiurile în care s-a perindat m-a ajutat foarte mult să fac primul pas, era de mult. Într-un Harvard în care abia pășisem, dar el era veteran deja acolo. Marian Stași. Da, mulțumesc. Trebuie să fac proba că sunt bunic în educație. Am să formulez răspunsul meu în proporție de 80% în cheie de leadership și 20% în cheie de management acum. După care la întrebări și răspunsuri detaliat. Din motive de leadership, vă notific poziționarea mea formală în legătură cu procesul ca atare. Este un proces civic pentru curriculum pe care l-am pornit în 2012. 13, 14, 15, 16. Faceți voi aritmetica, să zic așa. Bunicul educației. Asta înseamnă că de atunci am semnalat nevoia unei conversații oneste, neipocrite, deschise, despre cum ar trebui să arate școala. Așa cum toți ne spălăm pe dinspre dimineață, școala e făcută ca profesorii elevii și arile de învățare să interacționeze într-un anumit fel. Recte, arhitecturi curriculare. Am să formulez răspunsul meu pe trei chei. Un minut am să răspund la provocarea lui Madeleine, cum să fie. După care, 5 minute. Am să vă spun două pilde, încheia răspunsului și apoi, la urmă, vă spun cum rămâne din punctul meu de vedere. Tot așa pragmatic și prescriptiv, dar spuneam 80% încheie de leadership. Pot să stau așa ca să ne vedem și în spate? Bun, într-un minut. Vă rog să observați că până acum, în niciuna dintre intervenții, n-a apărut răspunsul la întrebarea bine bă, și cum să fie copilul ăla care iese din școală, ok? Dincolo de limbă de lemn, și, în paranteză, fie spus, e o inadvertență structurală în cele 8 ale Uniunii Europene, pentru că competența de a învăța să înveți este transversală. Este alături de celelalte și e ca nu ca în perete, pentru că pot să învăț, să învăț și făcând matematică, și făcând calculatoare. Iubire, da? Deci aia este incorrectă setul ăla prin natura sa logică, din motivul pe care l-am enunțat. În opinia mea, fără limbă de lemn, Tito Maiorescu. Eu îmi doresc ca voi, când absolveți de acum încolo, să fiți forme cu fond. Deci vreau ca oamenii care ies din școală să fie forme cu fond, pe care le declin prin trei valori pe care să vi le cultive școala sau pe care să vi le cultivați voi. Să fiți curajoși, să fiți integri și să fiți patrioți. Curaj ca opus al fricii, integritatea ca opus al imposturii și patriotismul, pentru că bănuiesc că vă iubiți țara în care v-ați născut sau ar trebui să vă iubiți țara în care v-ați născut. Și vă invit să vedeți că povestea pe care am spus-o acum este formă cu fond și nu are legătură nici cu matematică, nici cu fizică, nici cu biologie. E transcendentă. Și mizez și pe simțul omului pe care îl aveți. Dacă nu, atunci ce mai căutăm în conversație? Bun. Formă cu fond, curajos, integru și patriot. Luați și vă bucurați. De aici proiectăm o arhitectură. Howard Gardner, de fapt, a scris o carte despre cum să predea binele, frumosul și adevărul. Apropo. Deci tot valoare.
Două pilde. Ca să vedeți ce înseamnă reversul formei cu fond și când devine formă fără fond, cu premeditare și în formă continuată. Ianuarie 1986, lansarea navetei spațiale Challenger. În 70 de secunde de la decolare, naveta s-a făcut praf în aer, aneantizând tot echipajul, inclusiv o profesoară din West Concord, New Hampshire. Tot managementul NASA și toată inginerimea de la Thiokol și tot știau că nenorocitele alea de garnituri sunt păcătoase și nu rezistă la temperatura din ianuarie. Toți au băgat nasul, au tăcut și naveta s-a făcut praf, ducându-i pe eroi într-o nemeritată eternitate eroică și transformând porcăria aia într-un studiu de caz de 30 de ani de zile. Toată lumea învață ce înseamnă să fii formă fără fond și să-ți bat joc știind că lucrurile respective sunt prost făcute. Mai am una cu Aciliu, dar o trec repede în beneficiu timpului. Știți, cu inaugurarea aia și cu... A? Cum? Viaductul de la Aciliu? Păi toată inginerimea știe că soluția asta nu este cea corectă din punct de vedere geo și așa mai departe. Da, de când inaugurăm poduri, avem nevoie de viaduct. Indiferent dacă după aia muncim ani și ani și ani după ele să le lipim, pentru că tot nu merge. Soluția nu e bună, nu e corectă inginerește. Am zis că zic două, dar am zis trei. A treia pildă. Discursul regelui. Vine ducele de York, prima conversație și dă să-și scoată o țigară să fumeze. Zice Lionel, please don't do that. I'm sorry, zice ducele. I believe sucking smoke into your lungs will kill you. Răspunde ducele de York, bâlbâindu-se. My physicians told me that it relaxes the throat. Medicii mei mi-au spus că relaxează gâtul. Zice Lionel, they're idiots. Răspunde ducele de York, they've been knighted. Răspunde Lionel, makes it official then. Pledoaria mea, atenție, auziți ce spun, pledoaria mea este pentru ceea ce înseamnă deschiderea corectă a discuției și a conversației dincolo de limitele ei oficiale. De fapt, ce am auzit eu cel mai mult, Magda, de la tine a fost așa, că atât ați făcut pentru că atât a fost cadrul, să zic așa. Asta nu e proiectare cinstită. Numai pentru că atât avem nevoie. Asta nu înseamnă proiectare, asta înseamnă abordare nici măcar comunistă, ca să zic așa, a poveștii ca atare. Deci nu acolo e soluția. De asta am spus că răspunsul nu este în cheie de leadership. Am terminat pildele, în două minute, bun, și cum sunt, unde sunt eu acum? Mai am două minute, da? Păi, vă invit ca să fie mai simplu așa, treceți Prutul. Vă invit să ne uităm la Chișinău, unde din 2013, Liceul Academiei de Științe a Moldovei a devenit liceu pilot pentru ieșirea modelului curricular de peste Prut din comunism. Echipa Maie Sandu și a Lilianei Colescu-Onofrei au decis că există un liceu pilot care face cu totul altă școală decât toți ceilalți din Republică. Două serii de copii au trecut prin ele până acum, au validat modelul, au văzut că le place copiilor și că îl folosesc și că e util și pentru ei și pentru părinți și pentru toată lumea. Iar actuala echipă din Republica Moldova de conducere de la Ministerul Educației a decis că generalizează modelul începând cu anul școlar ăsta. Principiul se numește două steaguri, două imnuri, pus de Mandela în 90 în funcțiune, în care a decis că pentru o perioadă de 4-8 ani, Africa de Sud are două imnuri egal valabile și două drapele naționale egal valabile. Soluția este ca un ministru, acum am să spun o formulare corectă politică, căruia îi pasă. Incorrect este așa, cu mintea la cap și care nu e impostor și care îi pasă într-adevăr, care îi pasă de povestea asta, de la 1 septembrie sau de la 15 septembrie 2018, decide că un liceu devine liceu pilot, are baza legală să facă treaba asta și acolo face un model curricular din cu totul alt film decât ăsta de aici. Îl pilotăm 5 ani de zile, după care îl generalizăm. Planul B poate să fie de pildă cu 8 unități școlare, câte una în fiecare regiune. Nu muri, nu fi toți duși cu mintea astfel încât să nu vrem să facem lucrul ăsta. E limpede că aici pedalăm în gol. Și atenție, de la momentul de față, România Educată pedalează în gol din punctul de vedere al arhitecturii curriculare. Listen, știu ce spun. Puneți presiune, pentru că altfel riscul vostru este să rămâneți în continuare sau să deveniți o presiune prea slabă pentru ceea ce e nevoie de transformare de sistem. Și în felul ăsta, voi veți putea să vă găsiți cadrul în care să zburați în cerul vostru cel mai înalt. Mulțumesc! Trecem Balta. Încercăm să ne ducem peste Mediterană, să vorbim cu o fostă colegă a noastră, care acum se ocupă cu alte lucruri,
dar ne va povesti despre anii 90, când se mai întâmplau anumite lucruri în această țară și ne-am dorit foarte mult să nu uităm, așa cum Simona ne aducea aminte, că există experiență în România, că există oameni care fac lucrurile. Deci nu trebuie neapărat să mă duc să mă uit la ce fac alții în alte țări, deși e foarte bine și acest lucru. Vă pot ajuta? Ajutați-vă pe dumneavoastră întâi. Dacă aveți o problemă cu mine, eu mă retrag, să știți, nu vreau să mă dar trebuie să se facă legătura. Mai o voce din spate a zis, ce bine ați face dacă v-ați retrage. Da? Da. De ce? Aveți niște opinii ciudate și vorbiți în dodi. Să Eu aș vrea să spun că pot să și tac, dar din nefericire... Ar fi mai bine. Ok, bine. Dagmara Georgescu... Cred că ar trebui să ne păstrăm totuși una cuvinte. Exact. O invit pe Dagmara Georgescu, care în sfârșitul anilor 90, în calitate de coordonator al reformei învățământului preuniversitar desemnat de ministrul de atunci al educației, s-a ocupat, a luat act și a încercat să coordoneze aceste activități la care mulți dintre noi, de pe alte poziții și cu alte roluri, am contribuit. Dagmara Georgescu, te rugăm. Bună ziua, nu știu dacă mă auziți. Se aude? Da. Bună ziua încă o dată și mulțumiri pentru invitația de a fi parte a acestui discuții. Am reușit să văd câteva intervenții, să ascult intervenții, începând cu doamna Simona Crisbășanu. Pare rău că n-am văzut totul de la început, dar voi încerca să puteți pute să schimbă câteva impresii despre această discuție și despre ce se discută, de fapt, despre propunerile de plan cadru. Mulțumesc și Institutului de Știință al Educației și Ministerului și o salut pe Magda, care înțeleg că se află în sală, pentru oportunitatea de a ne adânci cu toți din nou în aceste chestiuni foarte simple ale deciziilor privind ce fel de curriculum, ce fel de învățare. Pentru mine e un fel de, să spun, întoarcere în timp, Back to the Future, pentru că acum 20 de ani discutam cam aceleași lucruri. Sigur, de alte poziții și în alt context, erau lucruri extrem de tulburi în care încercam să tipăm lucruri și anume aș vrea să insist asupra contextului, dar avut parte de tot felul de dificultăți, inclusiv în ceea ce privește, de pildă, definirea normei profesorului, pentru că normarea profesorilor și recunoașterea lor ca profesori calificați erau legate de discipline, deci de o portare strict disciplinară. Și mi-a fost destul de greu schimbăm acest mod de a vedea calificarea profesorilor și baza lor pentru a fi plătiți și în special în instituțiile cu Ministerul de Finanțe. Cred că aceste lucruri pentru puse discuție în prezent suferă din multe motive și discuțiile de aceea sunt probabil și inflamate, că ele nu sunt suficient de echipit cu referire la ceea ce și colegii înaintea discutau. De pildă, care sunt valorile, care sunt competențele așteptate, care sunt conceptele privind învățarea, ce fel de învățare vrem să promovăm prin acest plan cadru. Și aceste lucruri țin de ceea ce se cheamă un curriculum framework. Eu am mai discutat cu foștii mei colegi de la Institutul de Știință al Educației despre nevoia de a pregăti astfel de discuții cu un document poate nu foarte un document subțin, dar care să prind aceste lucruri fundamentale pentru ca și profesorii și cei ce învață și elevii să înțeleagă nu numai ce fel de
discipline avem și de ce le avem în curriculum, cu ce contribuie ele la formarea individului, dar și la nevoie de pregătiri. Am pregătit și prezentare PowerPoint, dar vă trebuie să o văd pe ecran și această prezentare am subliniat cu roșu ceea ce este în dezbaterea de față, ceea ce se poate discuta de pildă disciplinele și numărul de ore. Dar sunt multe alte lucruri care am discutate pentru că există această parte de fundamentare. Aici aș avea o sugestie, nu știu dacă e profitare, dar cred că nu mai eu gândesc așa, ar fi mult mai util ca înainte de discuția despre planurile 4 să se discute aceste chestiuni legate de cadrul curricular, da? De cadrul curriculum framework. Noi iarăși discutăm despre curriculum scris. Doamna Simona înainte a vorbit despre faptul că trebuie discutat de asemenea și despre curriculum implementat la clasă, despre evaluarea aceea care prezintă rezultatele învățării despre condițiile sau faptul de învățare și aceste lucruri iar trebuie să apară undeva ca o fundamentare a ceea ce urmează să fie curriculum. În ceea ce privește curriculumul, iarăși planurile de învățământ, plan of study, sau se numesc la noi planul cadru din anii 90, ele sunt o componentă a curriculumului și există pericolul ca noi să facem această confuzie între curriculum în ansamblu sau prin ceea ce sunt numai planurile. E bine că, până la urmă, se ajunge la o structurare a învățării, organizarea învățării prin discipline, prin timp și dat. Dar există multe soluții inovative de a folosi timpul școlar. Trebuie să ne gândim. Avem nevoie în fiecare săptămână, la fiecare disciplină, de una, o sau câte ore, sau sunt alte modalități care timpul școlar poate fi organizat diferit, astfel încât să dispară supraîncărcarea și timpul școlar să fie folosit mai, să spunem, productiv. În ceea ce privește totuși oferta, deci de planuri cadru, iarăși cred că lipsește din dezbatere o componentă esențială și nume care sunt, cum am spus și înainte, care sunt acțiunile pentru care aceste discipline fac parte din planul de învățământ, de ce ele sunt partea planului cadru, ceea ce în alte țări s-ar putea și plan. Deci de ce avem nevoie de ele, de ce avem nevoie de fizică, de matematică, de tehnică? Cu ce contribuie ele la dezvoltarea competențelor de bază specifice și cheie? Oamenii nu pot să înțeleagă din planurile existente că pot doar numele discipline, dar nu pot mai departe numele disciplinei. De asemenea, cred că fi important ca un preambul, curriculum framework, să lămurească legăturile dintre discipline. Cum anume aceste discipline pot să contribuie unul la dezvoltarea unor competențe. Și discutam azi dimineață cu Marilem și cu domnul Rășanu că prin competență eu nu înțeleg și cunoștințe și aceste examene de tinder sau îndemnări și atitudini. Deci competențele nu sunt altceva decât ansamblul acesta al cunoștințelor, depinderilor, atitudinilor și aș vrea încă o dată să spun dacă vorbim despre dezvoltarea competențelor, acest lucru include cunoașterea. Și planul cadru, cred că face foarte bine în a promova până la clasa 10-a sau o pregătire bună pentru elevi până la clasa 10-a, dar trebuie după ce a văzut anume diferenții. Puterea se accentuează și cum într-adevăr elevii pot să compite de profiluri de formale. Aș mai vrea ultimele două minute să spun că în anii 90, în sfârșitul anilor 90, a fost pus la punct un pachet curricular
Unii l-au considerat o reformă reală, am văzut doi punctii l-au contestat, alții au spus că nu s-a întâmplat nimic, dar sper că în viitor cineva va putea să întreprindă o evaluare corectă și competentă a ceea ce s-a întâmplat atunci. În anii 90 am lucrat la planul ilegal, cât a existat și un cadru de referință. Au existat diferite programe naționale, program pentru promovarea valorilor în educație. Aceste lucruri ar trebui văzute foarte și de la o lată într-un cadru curricular. În foarte multe țări, Ministerul dezvoltă cadrul curricular, îl buctă, școlile au apoi posibilitatea de a plăti organizarea curriculumului, iar Ministerul produce cadrul, deci produce un PPI pentru școli. Aceste lucruri trebuie sigur discutate. Vrem așa ceva, vrem totuși să fie în continuare centralizat cu ceva diferențe sau câteva posibilități pentru școli. Sunt foarte multe lucruri deci, de discutat, care din de consultări cu cei care lucrează în învățământ, cu expert, asta ia timp, de aceea sunt de acord cu foarte mulți dintre opinii care cer mai mult timp, chit că sunt urgențe, chit că sunt lucruri de stabilit anul acesta, dar cu astfel de discutat, cere mult timp și din experiența tăilor din care pot da exemple, pot să vă spun că un plan de învățământ bun și însoțit de un cadru curricular pot să ia până la 4 ani. Dar atunci nu mai apar schimbări peste noapte, nu mai e nevoie de schimbări haotice și peste noapte. Aș vrea să închei spunând că mă uit când de când pe Facebook și vreau să fiu la curent cu ce se întâmplă sigur în țară și cu discuțiile internaționale și am văzut de multe ori că există un entuziasm pentru ideea că curicul modern nu mai este construit pe discipline sau nu mai este construit de discipline. Am văzut chiar la un moment dat că lumea în final, dar nu se împărăte discipline. Acest lucru este cu tot neîndemăcat. Am văzut articole care, din nefericire, au promovat această idee. Ministerul Finlandez al Educației m-a dat definitiv, dar lumea a rămas cu ideea că sunt țări care nu se mai fac discipline. Disciplinele sunt importante și rămân organizatori de curriculum, dar ele trebuie să justifice prezența în curriculum. Și trebuie să cresc împreună pentru dezvoltarea de competențe. De aceea trebuie acest cadru curricular, acest cadru curricular și planurile cadru să fie foarte explicite cu privire la aceste moduri în care învățarea vine din diverse surse și diferite discipline, diferite arii curriculare, contribuie la diferite competențe. Și ultima observație, iarăși aș vrea să invit Institutul de Științele Educației să fie mai explicit și în ceea ce privește conținutul fiecărei arii și conținutul disciplinelor, care ar trebui explicat adus la timp. Fizica de astăzi, ce înseamnă? Cu ce să alege elevul? Ce poate să facă învățând fizică în studiile ulterioare sau în zona muncii, în viața de zi cu zi, astfel încât elevii să înțeleagă, profesorii să înțeleagă bine, încă o dată, de ce facem aceste discipline în curriculum. Mulțumesc! Mulțumim mult, doamna profesor! Cu bine profet în țara lui, ne pare rău că nu te avem aici alături, dar cu certitudine o analiză a ceea ce s-a întâmplat în România oricând și oriunde este utilă și mai mult decât atât mă bucur foarte mult că am avut ocazia să ne resistematizăm după mai multe intervenții pe care le-am avut astăzi cunoștințele și cunoașterea cu privire la această temă. Și pentru faptul că ai repetat, n-aș zice obsesiv, dar suficient de multe ori nevoia de cadru curricular,
aș vrea să, pe care îl considerăm cu toții necesar, măcar în dorința de a avea o abordare sistemică și predictibilitate pentru cei care învață, căci nu este suficient să le dăm petece și să îi obligăm pe ei, care nu sunt experți în educație, să decidă cu privire la cariera lor, decât spunându-le ce au de făcut, asta înseamnă consilierea. Aș vrea să rog pe Adrian Stoica, pe care l-am văzut aici și sper că mai este cu noi, care acum vine din partea Autorității Naționale de Calificări, să ne amintească în câteva minute care ar putea să fie legătura între un cadru național curricular și un cadru național al calificărilor și unde este România și ce, și ce ne-am asumat până la urmă, că nu ne obligă nimeni să facem ceea ce facem, sper. Adrian, pentru mine sunt două minute, că ne-am decât o întrebare. Bună ziua, mulțumesc foarte mult. Să încerc în 2-3 minute să rezum. Există această discuție foarte largă despre curriculum național și partea lui de început, planuri, dar eu aș vrea să rog colegii care se ocupă de acest lucru să țină cont că există și niște reglementări ale Uniunii Europene în acest sens și una dintre ele, o să o citez imediat, este recomandarea din mai 2017, care vorbește atât despre calificări, cât și despre partea care interesează învățământul. Deci prin calificări sau finalitățile calificărilor, până la urmă sunt aceste rezultate ale învățării sau sunt materializate rezultatele învățării pe care le găsim în curriculum, indiferent că e o învățare formală, non-formală, informală sau dacă este inițială sau continuă. Și eu, ca să nu lungesc lucrurile, vă citesc două, trei recomandări care trebuie să le transpunem inclusiv în acest plan curricular, pentru că nu numai că sunt recomandări, dar în decembrie au fost adoptate de Parlamentul României. Deci este lege. Vă citesc câteva dintre ele. Ce se recomandă țărilor și România adopta? Să se ia măsuri astfel încât toate documentele noi eliberate de către autoritățile competente privind diferite calificări, de exemplu, certificate, diplome, suplimente și așa mai departe, adică diplome de bacalaureat, de exemplu, să conțină o trimitere clară la cadrul european al calificărilor. De asemenea, se recomandă să se sprijine elaborarea de metodologii, descrierea, utilizarea și aplicarea rezultatelor învățării, care să fie transparente, comparabile și să permită mobilitate. Iar în finalul acestui document, cele 8 niveluri de calificare și noi aici la liceu ne referim la nivelul 4. Sigur că la liceu teoretic nu chiar automat obținem nivelul 4, îți mai trebuie un atestat, dar să zicem că suntem la nivelul 4 liceu. Ar trebui, din punctul de vedere al Uniunii Europene, deci acest descriptor sau nivelul de calificare, sunt în termeni de cunoștințe, aptitudini și competențe care, mă rog, am un dubiu aici, la fel cum a spus și Dagmara, un european le numește responsabilitate și autonomie, dar le lăsăm deocamdată așa. De ce nu trebuie să avem la sfârșitul liceului ca și finalități recomandate din Europeană? În termen de cunoștințe. Cunoștințe faptice și teoretice în contexte largi și în cadrul unui domeniu de studiu. Sigur, ele sunt generice, dar noi trebuie să ne gândim dacă planul de învățământ și apoi celelalte elemente curriculare, cum ar fi programul și toate materiile de învățare permit sau dau posibilitatea acestor cunoștințe faptice în contexte largi. În termen de abilități, o gamă de aptitudini cognitive și practice necesare pentru găsirea de soluții la probleme specifice într-un domeniu de studiu. Iar trebuie să ne gândim dacă planul de învățământ permite așa ceva. În sfârșit, în termen de autonomie și responsabilitate, ar trebui să fie capabil elevii la sfârșitul liceului, noi să le transmitem sau să reușim să le transmitem aceste competențe, să le însușească, să le aplice mai departe în piața muncii, autogestionarea în cadrul liberilor directoare ale
Și microfon. Unor contexte de învățare, supravegherea activităților de rutină și așa mai departe. Cu alte cuvinte, în planul de învățământ ar trebui nu numai să regăsim acele discipline, acele arii curriculare, acele plaje orare și tot ce înseamnă un plan de învățământ, ci ar trebui să găsim modalitatea prin acel curriculum framework prin care ele duc la aceste rezultate ale învățării care în Uniunea Europeană sunt de genul celor care le-am citat și care permit, pe de o parte, mobilitatea elevilor noștri și studenților și cei care muncesc între state, transparența modului în care se produce învățarea, evaluarea, certificarea la sfârșit, comparabilitatea de diplome și toate celelalte. O să mai permite doar un singur minut. La adulți. Am cursuri în special cu profesorii și la întrebarea de ce în școala, în timpul săptămânii altfel, se produc lucruri minunate, interesante, se lucrează în grup, se lucrează, eu știu, creativ, elevii, părinții, profesorii sunt implicați. Răspunsul unul dintre ele a fost destul de șocant pentru mine. Au spus, în restul timpului trebuie să predăm programa școlii. Acum, n-aș vrea să fiu critic, cei care nu mai cunosc, știți că am intervenit nu pun neapărat cu critici și către cei care au elaborat planul de învățământ pentru gimnaziu, dar am încercat să mai reparăm din mers unele lucruri și până la un anumit moment reușisem, pentru că fiind și consilier la penultimul ministru, am dat drumul la niște dezbateri și chestionare în cadrul didactice privind noile programe școlare. Mă rog, documentele sunt acolo, cine dorește le poate utiliza. Da. Se spune în legea învățământului, ce spuneam, deci noi respectăm planul de învățământ, legea învățământului, deci ar trebui măcar lucrurile astea să le facem. Că 75% este partea programă școlară, să zicem, și 25% este la dispoziția ca abilitate să facă tot felul de lucruri inovative. Întrebarea mea este de ce nu aplicăm, începem cu planul cadru, nu mai vorbesc cu programele școlare. În ce sens? Planul cadru de gimnaziu. Planul cadru, primele două variante de liceu, au acest curriculum opțional la decizia, nu se mai știa cu elevul de acolo, profesorul școlii, adăugate. Deci asta e o filozofie, părea foarte greșită. Adică este un plan cadru la care se mai adaugă 2-3 ore de opțional. Pericolul este să se dea în completarea normei, să se aleagă de altcineva sau să nu se aleagă deloc. Pentru că dacă s-ar la 34 de ore pe săptămână la clasa 8-a, s-ar putea unele școli să renunțe la partea de curriculum la decizia școlii. Și atunci, pentru că așa se pot sublinia bine elevii, toți sunt diferiți. Toți învățăm diferit, ne comportăm diferit și așa mai departe și în teoria. Dar de ce să nu încercăm, tehnic vorbind, pe partea de tot comun să punem diferențierea? Nu diferențierea care este acum din curriculum diferențiat și nu știu ce, pe filiere și pe alte lucruri. Nu ne într-un fiu comun. Și atunci am rezolvat și peste, într-o secundă imediat, una din idei. Că se pot face multe alte lucruri pentru a împune drept. Se spune că acest curriculum, în general, este mai mult sindicalist, în sensul să protejăm normele cadrelor didactice. Până la un moment dat trebuie să ținem cont, evident, și de această chestiune. Hai să nu fim microfici și să spunem că totul trebuie să fie la alegerea elevilor. Păi și atunci aia 75% unde sunt? Atunci haideți să luăm din curriculum, să detașăm o oră, o jumătate de oră, adică o oră la două săptămâni, și să-l facem opțional în curriculum comun, e puțin contradicție, dar să-l facem modular. Și acel modular să aibă modul pentru recuperare, modul pentru progres, modul pentru alte lucruri. Comunicare la matematică. IT la limba română. Care este problema? Și să fie obligatoriu ca cel opțional să se facă în ideea de a avea 3, 4, 5 module fiecare școală în funcție de cum își aleg. Și atunci, fiind într-un comun, se pierd ore. Deci ar fi acceptat în partea asta, că aici e bătălia, dar ar avea partea de modularitatea opționalului, posibilitatea, sau am avea posibilitatea să luăm toate părerile și ale elevilor și ale. Deci e una din chestiunile tehnice care se pot face și vă spun că mai mult de o săptămână nu durează.
cel puțin asta e părerea mea cu lucru rapid. Cred că o chestiune foarte rapidă. Curiculul de învățământ obligatoriu trebuie despărțit de cel neobligatoriu. Eu aș despărți în mod clar curiculul de clasa 9-10 de cel 11-12. Pentru că la curiculul de 11-12, care nu mai este obligatoriu, am putea să introducem un număr minimal de discipline obligatorii și multe. Avem 9 plus 4, 13 ani de învățare. E rău? Nu cred că e rău. Ar mai fi adăugat în primii ani niște costuri adăugate pentru un an de studiu, dar ele ușor, ușor, având în vedere demografia, migrația și toate celelalte, s-ar estompa. Mulțumesc! Au adresat ultimii vorbitori, că este o nevoie urgentă de clarificare a profilului absolventului. Înainte de a decide număr de ani sau arhitectură de sistem, mai întâi trebuie să știm ce vrem să știe acel individ care termină, ce termină el, învățământ obligatoriu și după, și după aceea să vedem care este alocarea orară de care avem nevoie și prin contribuția căror conținuturi și toate modalități de dobândire acestor competențe se bazează, face această absolvire. Sunt deosebit de onorată să am aici în fața mea deci persoana care a fost ambasadorul României la a doua săptămână europeană a formării profesionale pe doamna Mona Nicolici, care trage cu urechea și ne va povesti într-o bună zi cam cum se asociază aceste discuții de astăzi cu ceea ce sunt așteptările altor beneficiari ai sistemului de educație, care astăzi încă nu au fost invitați să-și exprime punctul de vedere. Aș vrea să vă cer permisiunea să invităm ultimul vorbitor anunțat și confirmat prin agendă să-și folosească cele 10 minute, după care timpul va aparține. Vă rog. Eu aș fi foarte mulțumit. Ai microfon acolo. Aș fi foarte mulțumit dacă aș putea să vă prezint ceva pe ecran. Pentru că vă dacă se poate veni aici la laptop, regula jocului a fost dacă avem ceva de spus, spunem și nu arătăm, dar... Numai că acel în joc e cel mai important. Da. Nici noi nu cred că ne-am jucat, dar haideți să venim aici. Dacă ați jucat, ați aderat. Da, am scris. Bun. Ce vreau să prezint eu acum? Dacă nu este gata conectarea, au niște discuții din sală și când va fi gata, pentru ca să nu... Nu e regulă să vorbească domnul profesor. Scuzați-mă, dar trebuie să lăsăm pe doamna să intervină, pentru că dumneavoastră nu, normal era să... Deși spuneți ceva. Aveți opțiunea ca cineva să prezinte cu laptop, cu imagine... Scuzați-mă, dar... civilizată. Iertați-mă că îmi permit. Dumneavoastră ați fost invitată la o întâlnire în casa unor oameni care ei au decis cum se organizează. Le vom transmite organizatorilor. Legea democrației, da. Am înțeles. Da, păi asta e democrația. Adică... Deci dacă aceasta a fost regula jocului și nu vă convine unde sunteți... Nu, nici eu mi-am permis să vă decid regulile jocului. Deci aș vrea să vă explic. Am venit pentru că domnul profesor Colceac și domnul profesor Staș aici. Da, și eu poate la fel. Ce coincidență, da? Florin, avem planul B. Pe măsură ce va pune întrebări și putem să punem pe urmă. Mai avem o sesiune de conversație, de discuții pe urmă. Așa, te rog. Ca să mergem în bunul sens al utilizării. Am la mine și vă pot prezenta curicula tradusă din Singapore și legea educației din Finlanda, traduse și una și alta. În Finlanda există provideri de educație care furnizează educație și are curicula. Singura, deci Finlanda, apoi este campioană europeană la concursuri internaționale. Sub exemplu. Când providerul de educație a avut posibilitatea să lucreze, Ministerul de Resort i-a dat ok-ul,
în urma, evident, a unor lucruri, lucrează. Lucrul respectiv, necontrolat de Ministerul Educației, de terță parte controlat, adică de concursul internațional. Nu lucrează bine, îi se taie greaca și furnizorul de educație rămâne fără programul respectiv, care e foarte bine finanțat. Dar, în această situație, nu, rămâne fără PowerPoint, mă ascultați. În educația finlandeză, principalul obiectiv este binele copilului este esențial și pentru acest bine al copilului au fost făcute niște instituții. Centrul Național de Dezvoltare și Cercetare de Dezvoltare a Binecuvântului și Sănătății. Bordul Național de Educație. Acest Bord Național de Educație face politicile educaționale și numai din experți. Deci nu Ministerul face politicile educaționale, ei sunt ocupați de pot să copiez și dau cu ei interesat, sigur că da. El este, primul și în primul rând, interesat de urgențe. Urgențele sunt extrem de importante, dar partea de importanță este judecată de către acest Bord Național de Educație, care are experți din toate medicile și experți în educație și unii care lucrează în sistem, etc. Bun. Există un consiliu de evaluare, iar Ministerul furnizează, e furnizor educațional printre ceilalți furnizori educaționali pentru curicula gimnazială obligatorie care trebuie să fie făcută. Sunt trei mari direcții care structurează oferta educațională care merge pe progresul elevilor, evaluarea performanței de terță parte, încă o dată, binele copilului cu responsabilități, protecție, disciplină, program de lucru, aplicarea practică și studiu în natură, și organizarea sistemului educațional, care este extrem de importantă, iar modelul e în momentul actual prezentat și la Academia Română, la Ministerul Educației și la Comisia Prezidențială. Pentru a fi luat ca model de referință pe care putem judeca o reformă. Remarcabil este că cetățenii de bună credință din Singapore, sunt de toată lumea să hotărârea morală de a este unui viitor incert și un sentiment puternic de responsabilitate pentru a contribui la succesul Singaporei și bunătatea celorlalți singaporezi. Dar valorile de bază nelege. Ăsta e documentul programatic, nu e legea. Valorile fundamentale. Respect, responsabilitate, rezistență, integritate, îngrijire și armonie. Deci tot ce se face, se face pe respectul valorilor fundamentale. Și apoi se iau competențe sociale și emoționale. Bun. Citez. În luarea deciziilor responsabile, trebuie luate alegeri morale și etice, cu privire la modul în care cineva se ocupă, se relaționează cu alții și se ocupă de situații dificile. Cu alte cuvinte, modul în care crești personalitatea copilului este esențial. Valorile centrale a CC. CC este unul dintre programele lor. Da, curriculum. Așa. Descrie diversele aspecte ale construirii de caractere care sunt interdependente, prezintă competențe sociale și emoționale. Sociale și emoționale. La orice materie. Sunt ghidate de principiile cheie ale cetățeniei secolului 21, aranjate în funcție de atributele cetățeniei, cum ar fi identitatea, cultura, angajamentul activ și responsabil ca membru al societății. Deci ăsta este un model care e pe piață. Noi nu trebuie să inventăm cuiul și roata, când el există, putem lua cele mai bune produse de cui și roți, da? Cuiurile cele mai bune, roțile cele mai bune, ca să învățăm și noi din experiența altora. Avem probleme foarte mari când profesorii noștri vor putea să preda. În momentul în care va exista liber pe net, în școli, funcționarea unor programe de tipul Khan Academy, în care copiii care nu au înțeles ceva
vor putea să vadă și să înțeleagă, să întrebe. Feedback-ul reface programarea profesorilor. Deci ei, dacă au platforme, și există platforme în momentul actual, chiar între școli sunt patru platforme mari, și profesorii învață unii de la alții pe forumuri. Ăsta a fost și s-a întâmplat la Australia, întâi. Bun, din nou citesc din documentul programatic. Cele trei idei mari despre identitate, relații și opțiuni sunt concepte de bază ale curriculum. Pentru a permite studenților să dezvolte înțelegeri cheie. Deci asta este extraordinar de interesant și trimite la mari pedagogi. Dezvoltarea cognitivă provine din interacțiunea cu ceilalți. Vygotsky, 62, Bandura, 77. Deci, îi trimite să citească, să învețe, să înțeleagă. Vedeți? Noi am încercat să pornim numai de la realitatea noastră și realitatea noastră s-a degradat. Nu ne-am luat, din păcate, niște referențiale de succes. Iar aici avem o grămadă de alte lucruri pe care le citesc acum, că sunt foarte mari. Dar printre care, procesați emoții și reflectați asupra impactului și consecințele acțiunii asupra celorlalți și asupra sinelui. Managementul stresului. Identificați simptomele și comportamentele legate de stres și anxietate. La ce? La biologie. Nu la biologie, la documentul programatic. Dezvoltați modalități adecvate de a gestiona controlul impulsurilor. Recunoașteți când cineva a acționat impulsiv. Dezvoltați comportamente alternative. Astea sunt în sarcina cadrului didactic. Căutați ajutor atunci când vă confruntați cu problemele. Este un manual de bune practici care este la baza formării curriculumului. Bun. Eu îi dau acum. Da? Îmi dai un stick. Îți dau documentația. Și sunt convins că te cunosc de multă vreme că vei face orice e posibil și vă rog pe toți să facem exact același demers pentru că legea educației se va rescrie, trebuie rescrisă, dar să mergem pe niște referențiale care funcționează. Uite că și Alex vrea. Da, cum să nu? Vă mulțumesc! Acum puteți. Mulțumesc foarte mult. Deci, organizatorii acestui eveniment, cărora o să-i mulțumim o dată la final, s-au gândit să aducă în fața dumneavoastră, prin cei care au fost în panel, câteva experiențe, câteva perspective și să atragă atenția asupra unor aspecte, în opinia dumneavoastră, evident, ca prezentator, ca fiind importante. Vă ascultăm acum pe dumneavoastră. Am marea rugăminte de a spune afilierea instituțională, deci ca să putem ști dacă sunteți învățământ universitar sau preuniversitar, deci nu neapărat punctual. Și rugămintea ar fi să fim cât de mult se poate la obiect. Vă rog. Da. Bună ziua, Mihaela Frungoge este numele meu. Eu vin din domeniul cultură și am mers spre educație. Actualmente sunt consilier local sector 4 din partea USR. Cultura, educație, dar educație pentru adulți, adică eu sunt formator și cred că, hai să nu le spun copiii, să le spun tinerii noștri elevi, au avut dreptate astăzi în ceea ce privește acele discipline pe care eu nu înțeleg cum s-au format. Eu personal nu înțeleg cum sunt formate. Iar întrebarea mea este referitoare la aceste planuri, e cum merg ele în formarea gândirii critice a creativității. Și eu țin minte că aveam la un moment dat pe sistemul CNFB, actual ONC, ca și competență generală lucru în echipă. Eu când făceam programa pentru cursul meu, ziceam, a, păi, asta am învățat în școală, deci nu mai învățăm noi în 80 de ore când atest un curs despre lucru în echipă. Și nu, adulții nu știu să lucreze în echipă. Asta era o întrebare, cealaltă, și fac cumva o
paralelă cu învățământul pentru adulți, pentru că atunci când a apărut el în România, a fost importat direct din cele mai tari sisteme, Australia și Canada. Și știu că atunci când autorizam un curs, trebuia să am teorie și practică. Ori noi cerem copiilor și adolescenților să obțină niște competențe în condițiile în care teoria este foarte multă și practica e aproape deloc. Cam asta sunt observații. Mulțumim mult de tot. Nu avem și o sesiune, avem o sesiune imediată de aici în față, avem cele două de și am manifestat interesul. Pot să vin la locul ca să stau așa? Bună ziua! Eu sunt Daniela Drăghici, reprezint sectorul neguvernamental, Societatea Civilă, Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală și Coaliția pentru Egalitate de Gen. Și vreau să mă refer strict la nișa pe care o reprezintă Educația pentru Sănătate ca opțional și să vă spun o poveste. Datează această discuție din anul 1997, de la prima conferință pe astfel de teme în România și în 2003 era cât paci să avem un program național privind educația pentru sănătate care să includă conceptul de gen social și educație privind sexualitatea sau pentru sănătatea sexuală, cum se numește acum, când ministerele educației, sănătății, tineretului, sub oblăduirea primului ministru, și-au dat mâna împreună cu partenerii din organizațiile neguvernamentale care sunt tobă de carte și sunt neutilizați când profesorii nu știu ce să facă și începuseră să facă educație pentru sănătate din clasa a doua până în clasa a 12-a, nu ca materie obligatorie, pentru că eu m-aș dori să văd fetele, în primul rând, la paritate cu băieții și să iasă fără copii din școală. Pentru că deținem locul întâi în Uniunea Europeană privind sarcina la adolescente. Nedorită. Exact, nedorită. Și asta este ceva atât de practic și concret și care este scris în legi și nu se întâmplă, deși avem parteneri de la organizațiile neguvernamentale care au și manual pentru pregătirea profesorilor și manual pentru pregătirea elevilor și numeroase resurse, deci folosiți-i cu drag. Și datează aceasta să încheiem această discuție și să trecem la practică pentru copiii noștri, că sunt și părinte. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vreau să-i răspund, doamne. Avem cursuri organizate de ONG-uri în școală, colaborez cu 18 ONG-uri, facem cursuri de educație sexuală și pentru părinți și pentru copii, însă sunt părinți care nu permit accesul copiilor lor la aceste ore. Deci lucrurile nu pot fi... Da, e mai complicat. Dar se întâmplă. Aș vrea să vă rog foarte mult, dacă se poate, să ascultăm și o altă opinie aici și după aceea să ne mutăm. Da? Bună seara și vă mulțumesc foarte mult. Eu nu știu dacă să vă pun o întrebare. Vreau să vă spun că nici nu știu dacă sunt în calitate de părinte aici sau de om care s-a băgat așa în ultimii ani în povestea asta pe educația ca reprezentantă unei companii care face proiecte pe educație. Eu am, poate am o perspectivă un pic mai pesimistă, dar am renunțat un pic să mai cred că se poate face o schimbare sistemică sau că pot eu să contribui la ea, pentru că în momentul în care intri așa în povestea asta, prefer să mă întâlnesc și încerc să stau cu spatele, nu știu cum să stau, să văd pe toți, dar prefer să stau cu acești, sau tipul acesta de adolescent care spune adevărul. Tot ceea ce au spus Alex și Petru este mai important decât poate am auzit la toate dezbaterile. Și cu permisiunea noastră sau îmi cer scuze dacă poate o să provoc un conflict, dar aș vrea să-i întreb pe cei doi domni, doamna și domnul din sală, pe care nu-i cunosc și aș vrea să știu cine sunt, de ce nu ați avut un atac la persoană aici? Pentru că eu am spus adevărul. Ce atac la persoană, doamnă? Despre ce vorbiți? Despre atac la persoană. Tocmai ați spus că nu știți ce spuneți. Dar să spune, eu vă spun, pe numele meu este Mona Nicol și noastră, cum vă numiți și de unde sunteți?
Ce importanță are? Sunt... Se pare că este o chestiune de respect. Bănuiesc că sunteți profesor. Da. Că altfel n-ați fi sărit atât de ars când s-a făcut apel la calitatea dascălului. Păi că ați lucrat la Antena 3. Nu mă mire. Până când... Deci v-aș ruga să ne oprim aici, să rămânem decenți. Acești copii ne dau lecții de viață și trebuie să avem măcar atât și noi ce le oferim copiilor? Tocmai asta dorea domnul profesor Colceac să spună și nu l-ați lăsat. Nu mi s-a părut că l-am lăsat. Doream să-l ascultăm. Am rugămintea, dacă se poate, să luați un microfon și să ne spuneți ce aveți de spus. Nimeni nu vă interzice să discutați. Dar rugămintea este să nu discutăm eu despre dumneavoastră și despre mine. Dacă v-aș ruga foarte mult imediat ce doamna Nicolici termină intervenția, asta vreau să vă rog. Să contribuim om cu om și să nu ne transformăm într-altceva. Doamna Nicolice, dar la secuitate. Vrea să știe cine suntem fiecare. Asta nu e interesant. Dar este normal când... Vă rog să vă opriți aici, în acest moment, vă rog să vă opriți aici cu aceste afirmații. Dacă îmi dați voie, doamna Șepan, haideți să mergem mai departe. Cred că aici e marea problemă a învățământ, sau una dintre cele mai mari. Și Alex și Petru au spus foarte corect. Descentralizarea este, și poate întrebarea mea, o întrebare pe care aș adresa-o, este cum reușim să facem descentralizarea în sistemul de învățământ și mai ales, amândoi au spus, ca să nu existe acuzarea la adresa altcuiva, că evaluarea profesorului este esențială. Și aș adăuga eu că nu doar din punct de vedere tehnic al performanțelor profesorului, ci și evaluarea psihologică a profesorului. Este, eu știu că ea ar trebui să existe, ar trebui să fie evaluat psihologic toți profesorii, dar nu se întâmplă acest lucru. Și vă spun din experiență, am întâlnit profesori cu probleme medicale grave, dovedite, care n-ar trebui să fie la clasă. În rest, eu, ce să spun, sper să-i reîntâlnesc pe acești doi tineri, să ne întâlnim. Pot să vă mai spun doar că eu cred foarte mult și, într-adevăr, cred că elevul trebuie să fie în centrul acestui sistem. Voi continua eu să lupt pentru asta, ocazie în care vă anunț că, inclusiv educație profesională, acolo unde sunt implicată, vom pregăti o ligă a elevilor din educația profesională care să vină și ei și să-și reprezinte interesele și să aibă curajul și ei să spună adevărul, astfel încât să, într-adevăr, să putem să predăm la școală despre bine, despre frumos și despre adevăr. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Intervenție acolo, în partea aceea, aici am avut o restanță, nu, ultimul rând, îmi cer scuze. Avem o... ok, atunci Daniela, te rog, după aceea am uitat ce este aici și apoi aici. Dacă nu e, poate să se aude. Nu se aude, poate mai bine e să vii aici. Să mă vedeți. A spus și Madeleine mai devreme că mă vede peste tot. S-a creat un context oarecum dificil emoțional, așa, în care să plasez niște lucruri și e dificil pentru mine să mă gândesc acum ce aș vrea în mod fundamental să spun. Și aș vrea să spun, astăzi dimineața am fost la deschiderea forumului pentru președinția Consiliului Uniunii Europene și sigur sunt unul din cetățenii europeni care e trist că educația, de exemplu, nu este unul dintre domeniile reglementate de Uniunea Europeană, pentru că așa a fost o alegere veche, strategică, de orgolii, de ambiții, de tradiții naționale, deși toți cetățenii europeni spun că ar vrea ca Uniunea Europeană să se implice mai mult în educație și sănătate. Dar discuția fundamentală, și o practicăm la Coaliția pentru Educație, avem niște valori
Și întrebarea noastră anuală este cum am dovedit că am trăit aceste valori pe care noi ni le punem pe site și considerăm că sunt valorile noastre organizaționale. Una dintre valori este pasiunea pentru învățare, cealaltă este curajul, una este libertatea, respectul. Și cred în mod fundamental că școala se schimbă și are calitatea oamenilor care lucrează în ea, care trăiesc în ea. Spune Șerban Iosifescu în mod repetat că o școală are valoarea valorii, este suma valorilor profesorilor care sunt în ea. Noi n-am pus foarte multă miză la Coaliția pentru Educație, ne cunoaștem pe aceste planuri cadru, pentru că așa cum le spune numele, ele sunt un cadru care define, poate să delimiteze performanța profesorului și a elevului, profesorilor și a elevilor, împreună. Pentru că amândoi sunt actori în acest proiect. Din păcate pentru profesori, ghinionul lor, dintr-un anumit punct de vedere, în sala de clasă, dacă se gândesc că sunt două părți, ceea ce este greșit, ar trebui să fie o echipă, dar dacă sunt două părți în sala de clasă, adultul, care are responsabilitatea procesului, este cadrul didactic. Și se presupune că el, în formarea inițială și ulterior în formarea continuă, s-a antrenat ca să performeze niște comportamente, adică niște valori pe care le transmite elevilor lui. Toleranța este, înainte de toate, o valoare pe care și-a antrenat-o în formarea inițială. A învățat în stomac, prin dezvoltare personală, prin pedagogie, prin altfel, ce înseamnă să fie de adevărat la tolerant. Și după ce și-a însușit această valoare, a intrat în sala de clasă și o performează, astfel încât poate să o transmită elevilor lui. Profesorul nu poate să transmită elevilor ceea ce nu practică zi de zi de zi de zi. Acum, sigur, ne ducem la discuția despre prestigiu social și prestigiu profesorului și ne întrebăm cum de o țară poate să dea dovadă de atâta inconștiență încât să trimită la catedră profesori chestionabili. Cum de nu ne gândim cum am putea să zicem elita țării în școală, în așa fel încât elita țării să ne crească viitor. De aceea nu am pus foarte multă miză în planul cadru, pentru că ne uităm la el și știm foarte bine că poate să fie cel mai revoluționar plan cadru din lume. Să fim dați exemplu, am avut cele mai bune Excel-uri din lume. Dar performanța din sala de clasă, ce se întâmplă în ora aceea de matematică, nu se prezice centralizat. Nu poate să dea ministerul nicio scrisoare metodică despre cum să se întâmple ora respectivă sau ce înseamnă 75%, 25% din timpul alocat în programa școlară. Că despre asta este vorba, disjuncția aceea între 75%. Deci nu putem să îi spunem profesorului cum să facă lucruri, nu-l putem păzi, atenție, și mai nouă școala românească, nici măcar la inspecție nu putem să mergem peste profesor. Directorul nu are voie să intre inopinant, deci nu are cum să-și activeze rolul de a fi principalul susținător al învățării și un deschizător de instrumente și facilitator de procese și așa mai departe, dar sunt cazuri în București, colegii de top, în care profesorii resping și inspecția anunțată. Ce se întâmplă când se respinge inspecția anunțată? Inspectoratul scrie la Consiliul de Administrație să ia măsurile care se cuvin. Bă, noi știm foarte bine că statutul profesorului, dintr-un anumit punct de vedere, este intangibil. De aceea, la coaliție, ne luptăm mai degrabă cu universitățile și sperăm într-o un hac care să coboare asupra ministerului și să înțeleagă că acest dublu rol pe care îl are, pe de o parte dă bani să se formeze profesorii și pe de altă parte este angajatorul care acceptă ca un furnizor de formare pe care îl plătește să le trimită un profesor de slabă calitate. Ăsta este un conflict de rol. Dacă aș fi într-un alt model organizațional, aș înțelege că plătesc ceea ce cumpăr și ceea ce îmi livrează rezultatul pe care l-am contractat. Noi nu. Noi acceptăm profesorii așa cum sunt. A fost o nenorocire cu universitățile private în anul lor de boom. Până le-am finanțat și de la stat pentru anumite tipuri de lucruri. Deci, discuția fundamentală este despre valoare. Nu e despre planul cadru, îmi pare rău, nu e cu tabele și cu... Pentru mine este... Și după aceea poate să fie despre programe și după aceea, fundamental, poate să fie despre frica profesorului. Am trăit live experiența concursului de directori, când directorii au trebuit să dea acele texte de abilități cognitive. I-a fost primul șoc cultural pe care un director a putut să-l aibă. Era prima dată când era el la examen. Nu elevii pe care se ocupă.
Deci și-au fost unii dintre ei speriați, județe întregi nu s-au înscris la concurs, las că vine PSD-ul la putere și rezolvăm noi fără concurs cu numiri și cu detașări. Dar, în realitate, era vorba despre o frică. Ei nu s-au simțit pregătiți de acest examen. Ori, dezbaterea despre opționalitate este o dezbatere despre frica profesorului de a ajunge în riscul de a avea o formă de evaluare indirectă făcută de către elev. Pentru că elevul, prin alegerea opționalului, validează performanța unui profesor. Mă înscriu la opțional și pentru că profesorul știe să-l susțină și știm cu toții că există cercetări și sunt de discurs comun, că unii copii se atașează de o materie, de o disciplină, de o știință și fac carieră pe termen lung pentru că au avut un profesor care le-a facilitat învățarea. Poate că nu erau talentați la chimie, dar au întâlnit o profesoară excepțională și s-au făcut cercetători sau laboranți de laboratori sau alte discuții fundamentale. Deci, dacă nu schimbăm ceva în formarea inițială a cadrelor didactice și în formarea lor continuă, și mai ales, dacă nu practicăm în școală valorile pe care vrem să le transmitem copiilor, asta înseamnă, s-a vorbit mai devreme de lucru în echipă. Păi ca să învăț pe copii să lucreze în echipă, ar trebui ca în cancelarie să lucreze în echipe. În școală să facă o echipă a profesorilor, sau o cancelarie prietenoasă. O știți, o glumă se spune. Există încă școli în țara asta multe în care scaunele din cancelarie au nume pe ele. Nu scrise, dar încetățenite. Intră un profesor nou în școală și se stânde așezat pe scaun. Nici pe scaunul ăla. Iar profesorul nu știu care, iar profesorul nu știu care. Încât la un moment dat, mi-a povestit o profesoară care are istorie, deci nu face catedre lungi, că s-a sunt într-o cancelarie și a întrebat pe ce scaun pot să mă așez? Și s-a răspuns pe oricare. Și brusc a știut că în școala aia o să-i fie mai bine decât i-a fost în școlile ardeții. Iar am văzut prea mult. Deci profesori și bani, și bani și profesori, că ăsta este sistemul, dacă nu sunt bani, nu sunt oameni și dacă nu sunt oameni, n-avem performanță. Mulțumesc! Bună ziua, m-am pus aici, poate mă vedeți. Numele meu este Ungureanu Petru. Mulțumesc frumos pentru invitație și pentru ocazia de a participa la acest eveniment, de a auzi niște informații pe care chiar doream să le ascult. Și aveam două întrebări, poate nu 100% legate de către învățământ, dar în acea zonă. Prima chestie pe care voiam să vă spun, vă povestesc din experiența mea de elev pe care o trăiesc de zi cu zi, adică cele două ore pe care le fac eu sunt întors cu autobuzul în fiecare dimineață, pot plic, mă rog, detalii. Ideea este că marea majoritate a elevilor, nu neapărat eu sau cineva anume, merg la școală zilnic și am primit o grămadă de plângeri că merg la școală zilnic cu frică. Merg la școală zilnic cu frică că ba, profa de mate ne arde, ba, nu știu cine ne pedepsește, ba, nu știu cine ne dă o notă mică și chestia asta îi face să îi afecteze psihic pe unii. Am întâlnit cazuri în care unii au fost efectiv afectați psihic și au renunțat la școală în clasa 10-a din această cauză, pentru că se simțeau baciocoriți sau inculți chiar. Motiv pentru care n-am mai vrut să particip. Întrebarea mea era în felul următor. Cum am putea face ca pe viitor să nu mai avem profesori de genul până mâine aduci portofoliu sau ești coligent? Exemplu din acesta. Sau alte exemple, cum am pățit eu, ca să vă povestesc cum am luat nota 1 la sport. Există nota 1 la sport. Pentru că am copiat mișcările de exercițiu ale unui coleg. Am venit doamna profesoară și mi-a zis de ce ai copiat exercițiile colegului. Înainte ce aveam manualul sau după ce aveam? Înainte, nu aveam manualul. L-am întrebat cum se face acel exercițiu. Aș vrea să dau eu o răspuns. E foarte, foarte interesant ce ai spus și foarte corect și foarte adevărat. Problema nu e de aici. Problema e mai gravă. Problema pleacă din faptul că elevii pornesc
foarte slabe cunoștințe din liceu, ajung în facultăți. Facultățile sunt nemulțumite de calitatea intelectuală a elevilor de liceu. Pe de altă parte, nu au nici capacitatea, competența să ridice această valoare. Ies absolvenți foarte slab pregătiți, care se duc ulterior în învățământ și ciclul se repetă. Din ce în ce mai rău, vorba legilor mărții. Când lucrurile merg din rău, mai rău, ciclul se repetă. Deci asta este marea problemă, care o știu toți. Deci nu e o chestie în care nu merge. Din fericire, ne ajunge modernitatea din urmă. Vorbeam despre Khan Academy. Cât ar fi profesor de slab, elevul poate găsi undeva niște resurse informaționale foarte valabile, trebuie să învețe să pregătească. Noi trebuie să dezvoltăm educația online. Să o acceptăm din lege. Am întâlnit cazuri în care profesorii care au folosit surse online la clasă au fost dați afară. Deci asta e discutabil. Avem profesori slab pregătiți din punct de vedere al materiei de predare, al viziunii multidisciplinarității și, nu în ultimul rând, din punct de vedere al calităților pedagogice, unde nu știu nimic. Eu, în momentul actual, predau un curs pe ARCA Education Center. Cine s-a înscris? Norocul lui, pentru că deja sunt sute de înscriși și cine mai vrea să mai înscrie ca să învețe cum să facă o pedagogie bună la clasă, va trebui să scriu un e-mail. Foarte greu. Altfel, spune sau și-o sub comentariu, în două minute, te rog. E fix pe întrebările tale. Da, da, da. De asta am luat-o și cu asta nu mai comentez mai mult. Dar două scurte. Direct la ce spusese și tu aici, eu am o problemă de principiu, pentru că nu toți profesorii sunt incompetenți sau nu știu meserie. După cum nu toți copiii, dă-mi voi să termin răspunsul, te rog, ca să vezi cum o pun într-o cheie care este împolocată tuturor. Nu toți profesorii nu știu meserie, după cum nu toți copiii nu învață, după cum nu toți părinții sunt la fel de preocupați pe bune de ceea ce înseamnă creșterea și dezvoltarea copiilor. Triunghiul ăsta există două forme de manifestare și atenție la toată lumea. Eu plec de la premisa că lucrurile merg bine de fiecare dată, iar reversul medaliei poartă numele de eroare de atribuire, eroarea fundamentală de atribuire. Dacă lucrurile ies prost, are tendința să dea întotdeauna vina pe altcineva, nu pe el. Fie pe voi că nu învățați, fie pe părinte că nu se preocupă. La fel stau lucrurile și în celelalte două vârfuri ale triunghiului. Așa încât invitația către toți, părinți, profesori, copii, este duală. Unu, ne facem treaba ca lumea și, ca să zic așa, cu toată dragostea, puneți mâna și învățați la blană. Sunt convins că învățați, dar s-ar putea ca uneori să mai aveți nevoie să mai învățați mai mult. Pentru că altfel ne uităm la triunghiul erorilor de atribuire. După cum invitați la toți pentru profesori și pentru părinți să-și exercite erorilor așa cum se cade. Iar al doilea comentariu scurt este ce am auzit eu până acum din toată ora asta de dezbatere a fost așa un numitor comun al tuturor lucrurilor. Vă rog să observați diferența dintre ferma animalelor, adică realitatea de acum, și ceea ce toată lumea țipă și are nevoie. Scos dopul, descentralizarea, dat drumul la joc. Este imposibil ca un singur tabel să satisfacă 170.000 de copii și 10.000 de profesori. Este imposibil ca o singură variantă sau un singur model să dea soluții tuturor lucrurilor ăstora pe care le-am discutat aici. Așa încât ăsta a fost, de fapt, principiul și argumentul pe care l-am pus cu două steaguri, două imnuri. Esențialmente, până când nu dăm drumul la joc și până când nu facem o singură, măcar o școală, unul e foarte diferit de zero, care să facă lucrurile total altfel, o să pedalăm în gol, o să fim frustrați de același lucruri și o să ne revedem peste ani și ani, la fel cum am făcut în 2013 cu învățământul primar, la fel cum am făcut acum 2 ani cu învățământul gimnazial și așa mai departe. Atunci, la vremea respectivă, am propus soluția ca atare. Dați drumul unei școli să facă lucruri altfel, că nu moare lumea, nu moare cancelarea aia și copiii aia să facă lucruri altfel și ziceți că și aia e ok, și aia e ok. Ok? Mulțumesc!
în condițiile în care trebuie să acceptăm că o astfel de abordare a existat, adică noi nu mai avem încredere în noi înșine, deci asta vreau să completez. Pentru că ceea ce noi ar trebui să avem, cred, în ceea ce spuneați cu toții aici, este să facem un, dacă zic pact, deja mă trimit la ceva care nu a mai fost. Dar ar trebui să facem un pact, nu știu cum să-l numesc, ca 10 ani măcar să nu se mai schimbe nimic, pentru că într-altfel, degeaba astăzi ajungem cu toții care am participat la aceste consultări, la un plan care este al minimului regret, dar hai să-l încercăm, dacă voi mine, iar o iau de la capăt. Deci aceste schimbări în educație aduc rezultate pe termen lung și cred că bunul simț al discuțiilor care s-au purtat, cel puțin în opinia mea aici, ne-ar putea face să avem acest curaj. Te rog să continui, suntem foarte aproape de final și, nu, dar nu vreau să te opresc pe tine, pentru că într-altfel ar fi chiar nepotrivit. Am mai avut o solicitare aici, acolo și gata. Deci ținem mâinile sus, deci avem 2, 1, 1, nu mai pot mai mult, am depășit. Aici o restanță, 1, 1, 1 și 1. Cu permisiunea dumneavoastră vă vom opri aici. Vă rog. Da. Vă mulțumesc frumos pentru răspuns. Dacă tot ați spus că măcar acei 10 ani care urmează să fie, să nu îi mai schimbăm, măcar să nu îi mai schimbăm și să fie bine aceștia 10 ani care urmează. Încerc. Ideea mea nu era schimbarea completă a regimului, pentru că, cum am spus și dumneavoastră, este imposibil chestia asta. Ideea mea era minimalizarea acestor cazuri. Asta aveam în vedere să spun. Foarte, foarte corect. Foarte corect. Și pus la pachet cu ceea ce au vorbit ceilalți, cred că e un mesaj foarte important. Noi nu vrem judecare colectivă, nu dorim generalizări, vrem să fim cine suntem. Mergem aici, câte un minut vă rog mult de tot, ca să putem să respectăm termenul celorlalți. În acel numele meu este Dumitriu Cristina, sunt doctorandă în sociologie. Eu vin un pic cu altă viziune. S-a pornit discuția de la un portofoliu al elevului. Cred că până să ajungem la ce înseamnă portofoliul elevului, ar trebui să ne întrebăm care este menirea școlii, obligatorie, neobligatorie. Cum construim școala, dacă școala trebuie să formeze un individ doar pentru piața muncii sau trebuie să formeze și un individ capabil să trăiască în viața de zi cu zi socială. Școala se pare că și-a pierdut complet, cel puțin așa văd eu, menirea socială. Noi formăm doar buni profesioniști, tobe de carte și când ies în societate nu știu ce-i de capul lor, nu știu cum funcționează o instituție, nu știu cine-i președinte, cine-i primar, cine-i parlamentarul care îi reprezintă. Cred că mulți nu știu nici reprezentanții elevilor sau ai studenților cine sunt. Nu știu, este și categoria asta și trebuie să luptăm și în zona asta. Ne propuneți să liceul teoretic să aibă această înainte să definim un profil pe care îl vrem de la tânărul absolvent, să vedem care este menirea școlii, ce trebuie să facă școala pentru acel individ și abia pe urmă să discutăm de tot restul. Este o opțiune, probabil că vor fi păreri pro și contra, dar este opțiunea noastră și o respectăm. Mergem mai departe, vă rog. În Israel este o viziune complet diferită. Ce pot eu să fac pentru școală și comunitate? Câte se pare, viziunea asta a lor funcționează. Și societatea merge mai departe. Condiții optime. Pentru că noi avem multe resurse. Am lucrat 8 ani cu această țară, pot să vă spun multe, vă promit că vă ofer o ceai și discutăm. Dar haideți să lăsăm pe aceia care s-au înscris la cuvânt să-și spună punctul de vedere și după aceea să mergem mai departe. Avem acolo solicitarea. Avem deja microfonul aici. În primul rând, bună seara tuturor. Numele meu este Teodora Balaș, sunt elev în clasa 12-a și am fost pe baricadele dezbaterii de la Bacău. Voi încerca să fiu cât se poate de scurtă și vă invit după să avem niște discuții legate de ce a însemnat dezbaterea și la nivel regional și ceea ce a însemnat astăzi și aici. Și aș avea câteva întrebări, mă adresez aici, mai
ales doamnei care reprezintă astăzi Institutul de Științe ale Educației. Aș vrea să vă întreb, pentru că simt că sunteți din toată sala cel mai aproape de acel nivel decizional, de ce s-a simțit nevoia de a se introduce un nou plan cadru? De ce s-au făcut aceste propuneri în condițiile în care, cred că aici, cu toții suntem aproximativ în același sentiment, nu există o schimbare reală, practic sunt doar niște permutări, se jonglează cu niște ore, incrementarea sau decrementarea unui număr. Practic, sunt niște tabele. Care este nevoia și care este schimbarea concretă care se produce în urma alegerii unuia dintre cele trei planuri? Și, de asemenea, aș vrea să vă mai întreb, în urma dezbaterii de la Bacău, am învățat care este, până la urmă, diferența dintre curiculă și plan cadru și de aceea nu o să intru în discuțiile și frustrările mele ca elev pe baza materiilor care se predau în școală, dar aș vrea să vă întreb ce ne împiedică noi toți acești oameni atât de implicați care ne dorim viitorul, un viitor bun pentru un sistem de învățământ în România, ce ne împiedică să ne adunăm și să purtăm o dezbatere pe tema structurii planului de curiculă, practic. Nu știu dacă mă exprim corect aici. Să vorbim despre ceea ce vrem noi ca elevi să învățăm, ceea ce părinții noștri poate ar dori să învețe, care sunt interesele profesorilor și împreună să elaborăm niște concluzii coerente care să corespundă nevoilor tuturor. Ca să nu trebuiască să fim aici, să fixăm niște lucruri pe niște planuri care s-au propus deja. Ce ne împiedică să facem asta? Atât vreau să spun. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să vă spun că nu vreau să răspund în locul mamei, dar aș vrea să vă reamintesc că atunci când ne-a spus cum s-a desfășurat procesul, noi toți am avut reprezentanți în grupurile de lucru. Și atunci problema este cu ce mandat și pe cine reprezintă acei reprezentanți. Poate ar trebui să ne punem această întrebare, după cum, în opinia mea, v-aș fi recunoscătoare dacă aș face aceeași întrebare și către aceia care ne reprezintă ca țară în grupul de lucru european pentru competențe cheie, de exemplu. Eu mărturisesc că m-am străduit să vin în fața dumneavoastră cu acea persoană și n-am reușit să aflu cine este. Și am o reputație de om care s-ar cam descurca în a afla răspunsul. Nu mi-a ieșit de data aceasta. Următoarea persoană. Unde suntem? Ziceți repede. Gata. Mulțumesc. Așa. Eu mă numesc la Cebogală și termin partea grupului civic, care nu face o schimbare. Una peste alta, am și un dialog cu ministerul. Am solicitat standardele de evaluare. Nu există. Deci nota la clasă pe materie este la discreția celui de la catedră. Să presupunem că eu nu știu matematică, fizică, chimie. Nu am competențe. De unde știu eu că al meu copil știe? De 6, de 9, respectiv de 10. Schimbarea, domnul Star spunea că schimbarea vine și de la părinți. Dar dacă părinții nu știu cu ce lucrează, cu ce au de-a face, nu vor ști să gestioneze corect acasă. Performanță, fără competențe, dar și fără acele standarde, nu putem obține. Profilul elevului. Ca părinte, când îl duc în școală, primul lucru, să fie în siguranță, să fie fericit, să învețe să crească, pentru că sunt egale, adică să fie școlarizat, educat. Când termină, să fie autonom, proactiv și fericit. Pentru că împlinirea vine din a face ceea ce îți place. Dacă el termină 12 ani de școală, mai face 4 de facultate, 3, pardon, după care lucrează 40 de ani într-un domeniu în care nu îi face plăcere, va ajunge un adult frustrat care va crea la rândul lui copii frustrați. Eu vreau legea să fie respectată. Ca părinte, dar și ca mentor, pentru că eu fac performanță cu studenții mei pe domeniul vocațional. Așa, ce-mi doresc eu? Avem o lege. Haideți să o respectăm. De la Ana la Caiaf. Scrie că e elevul beneficiar, obligația este a mea, a adultului, de a pune la dispoziție.
Elevul are dreptul. Copilul are dreptul. Și ei trebuie să aleagă opționalele obligatorii. Pentru că fără ei școala nu există. Și nu avem ce să facem. Ar trebui să-i ascultăm pe ei mai mult. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Unde eram? Aici avem aici și apoi. Nu știu dacă formulăm concluzii, pentru că nu avem... Propuneri putem formula, sigur că da, dar o să vă dăm imediat cuvântul. Trebuie să citim și să auzim și ce s-a produs online în această cauză. N-aș vrea ca un grupul nostru de aici să aibă ultimul cuvânt. Bună ziua, mă numesc Petrescu Andrei, sunt secretarul Consiliului Municipal al Elevilor București și vă mulțumesc pentru timpul acordat. Aș dori să pun punctul pe ei și să zic că nu sunt mulțumit absolut deloc de cum mă duc eu la școală și cum mă simt eu la școală. După părerea mea, sunt promovate niște nou valori în școala românească și cum ar fi vânatul de note, ceea ce e un lucru pe care toți putem să-l confirmăm. Pe lângă asta, mai cred și aș dori să adresez o întrebare, cum putem noi să progresăm și să avansăm idei bune care să ne avantajeze pe noi elevii și pe domnii profesori care, și să creăm așa, o așa zisă echipă, o familie și să lucrăm împreună când peste noapte se dau legi incredibile care restrâng capabilitățile elevilor de a învăța. Cu toții știm decizia de a pune telefoanele într-o cutie sau, mă rog, într-un dulap și a le lăsa acolo pe durata orei. Cum se poate preda opționalul propus în cele trei variante de reparație calculatoare, dacă nu avem măcar un număr de telefon pe care să căutăm? Cum, dacă nu se investește în școli, să avem internet, să putem căuta informațiile necesare sau poate chiar niște videoclipuri ca să înțelegem mai bine biologia, fizica sau chimia? Toate aceste lucruri, după părerea mea, sunt esențiale într-un sistem european, modern, de învățământ. Și cred că asta m-a dus și să avansez și să încerc să candidez pentru funcția pe care o dețin acum. De această, o să fiu sincer cu dumneavoastră, frustrare creată de sistemul de învățământ românesc m-a dus să încerc să-mi reprezint colegii care știu că trec prin aproximativ același lucru ca mine. Încă o dată aș dori să văd peste câțiva ani și ca copiii mei să o ducă mai bine în școală, să înțeleagă mai bine anumite fenomene și să nu se mai întâlnească cu o problemă de genul dacă eu ridic o întrebare care nu are legătură cu materia, să nu se răspundă. Vă mulțumesc! E atâta diferență de ce auzeai acum câțiva ani și personal nu înțeleg de ce nu putem face aceste schimbări. Pentru că nimeni nu vrea să se ducă la școală, apar, disciplină liber consimțită și babă frumoasă nu există. Adică știm precis că, că avem nevoie de niște reguli, că într-altfel facem haos. Dar istoria este, dar nu pot să am atâta frustrare acumulată de la toată lumea, că bănuiesc că n-ați venit mai frustrați în sala asta aici. Adică mă tem că totuși reprezentați un procent semnificativ din generația voastră și asta devine alarmant. Pentru că, într-altfel, riscăm să rămânem cu școlile goale și nu din motive demografice. Cred că ceva trebuie de făcut și de acord că nu o listă de discipline și cu orele vor produce schimbarea, ci ceea ce toată lumea spune, hai să ne respectăm profesorii, pentru că am auzit despre Finlanda, dar în Finlanda, ca să te faci profesor, trebuie să fii cel mai bun în clasă. Acolo nu prinzi loc de învățător decât dacă ai nota 10. Și toată lumea respectă profesorul ca fiind acela care în fața căruia se dă jos pălăria. Păi la noi modelul de succes în societate care e? Mă rog frumos, răspundeți dumneavoastră. Și voiam să fiu la subiectul de astăzi și să spun că și în Singapore există un principiu coordonator care se numește așa, școli care gândesc, societate care învață. Până când fiecare dintre noi nu trecem dincolo de opinia proprie și nu acceptăm și nu avem o cultură a înțelegerii și punctului de vedere al celui de lângă noi, nu vom putea niciodată să ne exprimăm clar și coerent și să avem o strategie de ansamblu benefică tuturor, nu doar fiecăruia dintre noi în parte. Ceea ce eu aș propune, ca să putem să
mediem relația dintre elev și școală și părinte, ar fi ca aceste discipline opționale să se numească la decizia școlii, dar la propunerea aparținătorilor elevilor. Elevul este minor, nu își asumă răspunderea pentru ceea ce își propune să facă pe parcursul anilor de studiu, dar aparținătorii acestuia pot veni cu propuneri argumentate, semnate și să există un fel de contract între școală și părinte, prin care părintele își asumă răspunderea pentru ceea ce propune. Sunteți de acord cu aceasta? Trebuie să vedem opinii. Trebuie să scurtă. Conform codului civil al României, de la 14 ani, elevul are capacitatea de exercițiu restrânsă, ceea ce înseamnă că poate hotărâ singur în cazul elevului de învățământ liceal pentru opționalele pe care vrea să le studieze. Haideți să nu considerăm elevii incapabili să-și aleagă singur. Ați fi de acord să semnați un contract cu școala prin care să vă asumați și obligații numai drepturi? Chestia asta deja există și cred că orice elev întreg la cap în România. Dacă avem sistem de educație, nu, dacă avem sistem de educație care să pună accent pe dezvoltarea sa ca individ, sunt sigur că face chestia asta. Ar fi bine să ajungem la anul și la dragii noștri tineri, rămâneți în registrul calm și de ascult. Practicăm toleranța. Nu toleranța, nu incluziunea. Este altceva. Toleranța înseamnă că deci pot chiar dacă nu face plăcere să fiu cu tine sau, dar incluziunea înseamnă că îți accept punctul de vedere și te susțin chiar să te exprim. Excelent. Să fim inclusivi, atunci. Ideea este foarte bună și din nou trebuie să avem grijă să nu generalizăm. Pentru că așa cum am văzut din studiile PISA, rezultatele la învățare la 15 ani, în marea majoritate a cazurilor, sunt influențate din mediul familial în care provin copiii. Nu toți copiii provin din biblioteci, dragii mei. Deci pregătim profesorii, le dăm o șansă, dar nu trebuie ca prin școală și ceea ce propunem să limităm dreptul la progres și evoluția copilului pentru simplu fapt că părintele nu este capabil să aleagă. Deci, avem acest lucru, trebuie să educăm, dar nu e suficient să dăm dreptul la alegeri. Nu cred că este suficient. Și informăm. Informăm. Cred că mai aveam domnul de acolo, așteaptă cu multă păduință de 1000 de ani. Mulțumesc pentru asta. Aici o parte din Adrian Mărzachi mă numesc, de la asociația Hai să facem, dar sunt aici în calitate de părinte. Și ca să vedeți cum chiar funcționează, am venit împreună cu Teo. Eu sunt președintele Asociației Părinților din Colegiul Ferdinand. Este reprezentantul elevilor în Consiliul de Administrație și facem echipă cot la cot în Consiliul de Administrație. Deci lucrurile chiar pot să funcționeze. Nu vreau să spun ce s-a discutat la Bacău, că am înțeles că se va discuta separat despre toate dezbaterile regionale. Vreau să spun cu concluzia generală. A fost aleși și de acolo că această dezbatere este făcută ca să fie făcută o dezbatere. Din cei care i-am intervievat acolo, au fost chestionare. 4-5 au spus varianta 1 că nu schimbă nimic. Varianta 3 a fost unul singur din 83 de participanți. De ce? Și-au explicat. Pentru că nu este aplicabilă. Ce a spus și doamna Dascălă, ce a spus mai devreme. E foarte frumoasă, opțional, dar cine să predea acele opționale atât de frumoase? Pentru alea ai nevoie de 2-3 ani care să faci un conținut, să pregătești niște profesori. De unde îi scoți? Dacă le bași pe alea, trebuie să scoți altele. Ce scoți? Deci a fost pusă, știți cum e metoda aia care se spune să negociezi cu copiii, ci că totdeauna de să aleagă. Dar tu știi că ai o variantă care o alegi tu, dar îi dai 3 variante. Oricum el să aleagă varianta aia care știi că o sigur vale. Cam așa e cu dezbaterea asta. Dar o să discutăm. În primul rând, toată lumea vorbește de STEM. Noi ne depărtăm de STEM. Scoatem TIC, scoatem fizică, nu avem corelare pe orizontală între fizică, matematică, informatică. La informatică și la fizică se fac înainte de a se face la matematică. Un exemplu care eu nu știam treaba asta, dar o să sesizam profesorii. Adică faci la informatică și la fizică noțiuni care utilizează o matematică care încă n-a fost predată. Aberații de genul ăsta. Bun. Deci, din punctul ăsta de vedere, aici îmi pare rău că a plecat Marian Staș. Acum 3 ani la Cheia, împreună cu domnul Șerban Sintescu și cu încă niște nebuni, Sadu Simona, Daniela Vișoară și așa mai departe, am pus o întrebare, apropo de ce se întâmplă la Chișinău. Ce-ar fi să? Și acest ce-ar fi să, în loc să
încercăm să ținem în viață un mort, din punctul nostru de vedere, sistemul educației actual, actualul sistem de educație public, este un mort în stare clinică. Îi se mai adaugă niște perfuzii, mai pune niște medicamente, mai pune ceva, este aproape imposibil să-l schimbi. Forțele care se opun schimbării acestui sistem sunt atât de mari, încât energiile care ar trebui să fie în partea cealaltă și resursele ar trebui să fie colosale. Și atunci ce ar fi să construim un alt sistem public, un paralel, atât de bun și de frumos, încât ăia din partea cealaltă să vrea să migreze în partea asta. În partea aia să fie anumite condiții, să fie anumite criterii de selecție pentru profesori, nu poate să intre oricine în sistemul ăla. Acolo trebuie să intre profesori din aia care chiar au har. Din punctul meu de vedere ca părinte, care am avut un respect extraordinar pentru profesorii care m-au format și sunt recunoscător toată viața, pentru că am avut parte de câțiva profesori, nu de toți, dar câțiva profesori care mi-au marcat viața. Și am rămas cu un respect deosebit pentru acești oameni. Sunt trei meserii pe lumea asta care au nevoie de har. Da? Doctor, preot și profesor. Dacă n-ai har să faci treaba asta, nu te băga. Și vă spun acum un fapt. Deci cum spun America, fact. Da? Acum 5 ani am asistat la o discuție în care un lider politic discuta cu un primar. Și primarul îi spunea, șef, au și o nepoată, nu prea duce capul. Măcar profesor să o facem unde rău. Nu-i de râs. Este trist. Așa se intră în învățământ la ora actuală. Fair. Lucru spus de profesor. Cea mai mare crimă pentru învățământul românesc care l-a dus în starea asta este titularizarea. Este o aberație împotriva fine. Ori bagi un om și până la pensie nu mai poți să-l dai afară, indiferent de câte prostii faci. Este... Nu am avut îndrăzneala. Hai să vă spun. Deci eu până acum 6 ani, copilul meu este în clasa 5. Da? Am drumul loc. De asta mă și împlic. Da? Dar după primul an, noi suntem generația experimentală, cu prima clasă pregătitoare, care n-am avut manuale niciun an. Și totul se experimentează. Și am aflat că o să fie și capacitatea altfel, și bacalaureatul altfel. Deci nu, așteptăm cu interes ce se întâmplă. Și la primul an m-am enervat. La primul an m-am enervat. Când am început să primesc liste de cumpărături de la școală și de la chestia asta, nu se mai poate. Hai să ne implicăm. Și acum sunt niște lucruri foarte interesante ce se întâmplă acolo. Dar asta vreau să vă spun. Avem foarte multe lucruri de făcut împreună. Din punctul meu de vedere, aceste dezbateri, și am vorbit și cu elevii, am avut, am spus, 83 de participanți, din care, cred că vreo 12 au fost tineri. Consiliul elevilor, asociația elevilor, organizații binecuvântate. Și am pus așa față în față. Erau pe o parte elevii și tineri și în cealaltă parte profesori. Profesorii nu se puteau abține să nu le dea lecții. Și am încercat să le spun la ce că, domnule, aici pentru mine e egalitate. Adică spuneau o opinie mai curajoasă, dar cum îți permiți? Dar cum așa? Dincolo, s-au enervat și ei și au început să spună, dar mă supriți, dar mă exploatați. Până la urmă le-am împăcat. Și a spus, domnule, starea asta de la sfârșit ar trebui să o continuăm. De fapt, marea problema noastră este că în această societate care vrea să ducă învățământul ăsta la un nivel, cei mai importanți actori nu discută pe bune. Adică profesorii trebuie să fie aici, dar elevii trebuie să fie aici. De părinți mai vorbesc. Adică părinții sunt aici undeva. Da? Cu toate că părinții, conform statisticilor, finanțează cam 35% din învățământul românesc. La negru. Da? 35% pe date oficiale. Da? Făcut studii de făcut de UNESCO. Da? Despre asta vorbim. Și pe mine nu întreabă nimeni. Pe elevi mai vorbesc. Din punctul nostru de vedere, hai să ne gândim ce ar fi să construim ceva bun, curat, de la început, public. Ce spunea și Maria. Moldovenii au luat înaintea noastră. Dar cu 3 ani o să vă spun că noi am discutat treaba asta într-o joc. Și a spus, ce ar fi să facem treaba asta? Și aici îți facem niște criterii. Vrei să predai treaba asta, trebuie să te duci să dai anumite acreditări, tu ca profesor, să treci niște evaluări psihopedagogice, adică dacă vrei să intri în sistem. Dar dacă intri în sistemul ăsta, ai salariul dublu sau triplu. Din prima. Hai să începem, o bucă o școală. Am spus, după modelul care l-a făcut Simona.
cu hai să vă cu ba se poate. A dovedit cu câte licee au fost în urmă? Cinci licee care nimeni nu le dă nicio șansă. I-a dus foarte sus cu bacalaureatul. Cum? I-a pus la masă să vorbească profesorii cu părinții, cu elevii, să se asculte unii pe alții. Și-au... Să mă spună Simona în pauză, nu spun eu acum. Deci dacă stai la masă și chiar te interesează, se pot găsi, din punctul meu de vedere, singurul câștig al acestor dezbateri lansate, nu mai vorbesc de termenul ăsta de dată de anul nou și cu sfinții la mijloc și cu treaba asta, că discutăm două săptămâni, este o bătaie de joc. Aș vrea să vorbesc cu cei de la Institutul de Științe ale Educației, care cred că fac o treabă minunată, dar profesorii spun, au luat de acolo, din declarație, care au spus, trebuie să facem asta, trebuie să facem asta, trebuie să facem asta. Super bine, asta înseamnă că ar trebui să predăm STEM. Și noi scoatem STEM. Adică noi scoatem din aia, mai tragem o oră de fizică când avem profesori, băgăm din alea de nu știu ce, scoatem informatică, că sunt țări în Europa, de exemplu, Cehia, am scris și un material ăla, Cehia, indiferent de profil, că faci muzică, că faci balet, că faci informat, minim 3 ore pe săptămână, în ciclul 9-12, de competențe digitale. Nu contează ce vrei să te fă, deși că ei merg într-o zonă de tehnologie. Da? Deci în zona asta, adică, în primul rând să ne așezăm pe bune să discutăm, am fost la mai multe dezbateri. Nu se ascultă nimeni, domnul. Toată lumea se mică, vrea să-și pună pe cuvântul și pe aia pleacă. Nu mă interesează ce spun ceilalți. Haideți să stăm până trebuie sub masă, să vedem cu ce propunere mergem. Da? Și după aia găsim alte metode să punem și presiune pe sistem. Așa văd eu lucrurile, nu mai am vorbit deja prea mult, mai vorbim în pauză. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Ceea ce cred că ne-am apropiat foarte mult de final, imediat mai avem aici două intervenții și după aceea chiar ne ieșim și continuăm în sala cealaltă, adică nu plecăm acasă, nu plecăm acasă. Dar povestea este felul următor, ceea ce, dacă eu am înțeles bine, vă rog să-mi spuneți că există riscul să fi înțeles greșit. Înțeleg că dumneavoastră doriți ca măcar decizia să nu se ia mâine, și dacă se poate, dezbaterea să continue până când avem acest cadru curricular, adică să avem și planul la vocațional și planul la tehnologic și cu un document în înțelesul nespecialiștilor cu cum se articulează aceste niveluri. Am înțeles bine acest lucru sau doriți ca decizia să fie pe bază de vot 1, 2 sau 3? Nu. Deci am înțeles bine. Tăcerea e un răspuns. 2. Înțeleg că există niște condiții de abilitare curriculară minimală care este necesară să se realiza și asta înseamnă că se face cu bani, că nu poate să pretinde profesorul să vină cu banii de acasă să se pregătească prin studiu individual și după aceea să fie capabil să-și facă această prezentare. Deci, așa ce este, domnule Sfântescu, aici avem la bani europeni care stă și nu-i folosește nimeni. Deci, ne învăț pe formarea profesorilor. Pe formarea profesorilor. Am înțeles și este observat existente resurse de finanțare din sistem, în ce măsură ele pot să renunțe la priorități care nu sunt imediate, ca să nu le formulez în altfel, și să fie asociate aceste proiecte cu ceea ce reprezintă prioritatea. Că dacă se lansează în dezbatere, ne vin că e o schimbare de care cineva s-a gândit că este nevoie. Noi nu înțelegem încă, dar poate cineva poate are răspunsul la această întrebare. În egală măsură, optăm, așa ca și grup, pentru o abordare de tip inițiativă locală, lasă-i pe aceia care cred că se poate altfel, dacă înțeleg bine, Simona, acum ai spus, ba se poate, lasă-i pe aceia care se poate să facă acest lucru și dă-le niște granturi, nu? Un sistem de granturi la dispoziția lor, când demonstrează că sunt capabili cu niște propuneri, să încerce vreo 1-2 ani și să vină cu ceva propunere. Deci, dacă, pentru că tot sunt acești bani și granturile acestea există, dacă înțeleg eu bine. 47 de milioane de euro. Da, România e o țară bogată, dar asta e pericolul cu cei bogați. N-au bani și nu știu să se uite către ei. Mă opresc aici ca să mai dau două persoane, doi la doi colegi, posibilitatea să se exprime. Da. Bună seara!
Vă mulțumesc pentru dreptul de a vorbi. Suntem toți oameni, vă înțeleg că sunt obosit și eu sunt obosit, deci vă rog, cred că se poate să încercați să fiți atenți și la ultimele cuvinte. Mă numesc Stănescu Ionuț Alexandru, sunt director departament cultural, educațional și programe școlare a Consiliului Municipal al Elevilor. Sunt dublu campion internațional al cel mai mare concurs de creativitate și gândire ingenioasă din lume. Și vreau să scot în evidență faptul că în educația românească nu există creativitate, gândire liberă sau orice. E, nu știu cum să zic, să încerc să mă leg puțin în ce prezintă puțin concursul și o să concentrez la nivelul educațional românesc. Concursul constă propriu-zis în a uni toate materialele, toate materiile pe care învățăm în școală. Chiar dacă ele, cel puțin la noi în țară, nu se învață, de exemplu, ingineria. Ei bine, la nivel internațional, copiii unesc ingineria cu fizica, matematica, fizica, filozofia, literatura, artele de toate genurile posibile și imposibile, gândirea critică și așa mai departe, managementul financiar, managementul organizațional și așa mai departe. Sub forma unei scenete, pe care primesc punctaj nu pe felul în care joacă, ci pe felul în care ei reușesc să facă aceste legături între domenii. Mi-am făcut de aici un mic plan. Cum ziceam, creativitatea și gândirea ingenioasă, gândirea critică, managementul financiar și mai departe, în România nu există. Elevii care, România din 2011, câștigă premii anual la acest concurs, premii la nivel internațional, care efectiv nu sunt deloc privite ca fiind eficiente în statul român. Adică Ministerul Educației și așa mai departe nu privesc acest concurs ca a exista în România, deși România a avut în fiecare an cel puțin un premiu internațional. În ultimii 2 ani, România a câștigat de 2 locul 1, odată locul 2 și odată locul 3. Iar echipele în care am lucrat în ultimii 2 ani au colaborat la cele de locul 1, alături de încă 2 echipe din țări diferite în fiecare an. Cam așa funcționează internaționalele. Este axată și foarte mult pe team working. În timp de 3 zile ești pus să lucrezi ceva și tu în țară ești pus să-ți bați capul din câteva luni. Și acolo deodată înveți să lucrezi cu echipe foarte mari, în timp foarte scurtă, să treci în toate procesele de formare a unei echipei, tot storming-ul posibil, etapa de storming, dacă ați auzit, perioada aceea în care echipa se are certuri și se reformează. A doua perioadă. Este foarte importantă și uitați că tot și în această perioadă, 3 zile, trebuie să avem un mega, mega etapă de storming. Și ulterior la performing. Vrei să facem o afacere? Vă ascult. Cu mai mare plăcere. Eu propun celor care mai sunt în sală, dar și dacă nu mai sunt acum, au fost aici, care au cursuri de formare a profesorilor, să vă invite pe tine și cu cine mai crezi tu să prezentați la formarea inițială a profesorilor acolo, formarea aceasta, acest exemplu, că poate este un studiu de caz pe care lumea nu le respinge, dar dacă nu știi, ce nu știi nu există. Ce zici? Dar nu pe bani. Bine, să-ți fără bani. Absolut nu avem nicio problemă cu banii. Chiar vă rugăm dacă se poate. Chiar vă rugăm, pentru că... Deci, deal. Eu te chem prima. Dacă am și eu acest lucru. Facem amândoi echipă și mergem în fața masteranților de la formare și reprezentăm într-o 2 ore de seminar sau cât timp ai nevoie, nu pot discutăm, acest lucru. Și apoi mergem mai departe. Facem așa? Chiar vă rog frumos. Bine, am făcut ceva. Asta și ce să fac. Și așa, la avans, vă spun că eu vor fi... în acest an sunt în al 3-lea an de concurs și în anul următor voi fi director general pe țară al concursului. Bravo! 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 Da, v-am spus cum e de acum, concentrând această perspectivă la nivelul sistemului de învățământ.
Toată lumea, după ce a auzit de acest concurs, m-a întrebat ce facem cu creativitatea, cum introducem noi creativitatea în sistemul de învățământ. Am stat și m-am gândit, până la această seară, cam, nu știu, cam cu jumătate de oră, am realizat răspuns la această întrebare. Și anume faptul că este nevoie de noi metode inovative, de a combina creativitatea cu restul materiilor de bază sau a reuși să avem momente în care să unim materiile pentru a observa respective noi, respectiv pentru a ghida elevul pe planul profesional. Asta este exact ceea ce am învățat în urma concursului. Cum putem să unim ingineria cu gastronomia? Cum putem să unim filozofia cu matematica? De așa mai departe. Arhitectura cu gastronomia cu filmulețe de teatru. Exact. Anul acesta chiar ceva genul ăsta avem de făcut la etapa națională. Fiind foarte bine punctat. Mulțumesc. Bravo. Mulțumesc. Mulțumesc frumos. Avem un punct de vedere acolo și imediat unim gastronomia cu gândirea. Eu am să rămân aici, că... Bună seara, numele meu este Ana Negrete, sunt formator și lucrător de tineret în Prahova și de formație filolog, profesor, am fost și la catedră, deși pentru puțin timp, dar vin din zona non-formală din ultimii 10 ani. La nivel de Prahova, împreună cu Simona, avem și un grup de inițiativă dedicat profesorilor care vor să învețe și să învețe să predea altele materiile pe care le predau în școală. Eu aș vrea să vin astăzi cu două soluții, pentru că este important să găsim soluții pragmatice. Din punctul meu de vedere, asta este cel mai important, până la urmă, ca și o concluzie după ziua de astăzi. În primul rând, aș vrea să răspund la întrebarea cu cine facem opționalele. Avem chiar în fața noastră societatea civilă. Societatea civilă are un număr nelimitat și absolut fabulos de resurse, de toolkit-uri, de manuale, de absolut tot, pe tot ce înseamnă materii, gen educație sexuală, educație pentru sănătate, nutriție, non-formal, absolut tot ce vreți. Important este să ne referim foarte mult la finanțare, pentru că oamenii ăștia, da, fac proiecte, vin cu proiecte în școli, cum face și Simona și este extraordinar, dar pe termen lung este important să finanțăm acești experți până la urmă, că sunt oameni care lucrează de zeci de ani în domeniul ăsta și pe domeniul lor și ar trebui să ne gândim aici la alocarea de fonduri pentru oameni care pot implementa aceste opționale în școli. Bun, în al doilea rând aș vrea să mă refer la profilul absolventului ideal. Asta este a doua intervenție pe care o am astăzi. Profilul absolventului ideal trebuie să fie legat de cele 8 competențe. Din punctul meu de vedere, este cel mai pragmatic să începem de la cele 8 competențe. Și de unde începem exact? De la competența numărul 5, a învățat cum să înveți. Dacă un tânăr nu știe cum anume învață el cel mai bine, vizual, memorie și așa mai departe, nu va ști cum să-și dezvolte și celelalte competențe. Este important să pornim de la cum pot eu și cum știu eu să învăț cel mai bine, apoi să trecem prin tot ce înseamnă formarea unui cetățean educat și responsabil la nivel individual și de societate, și anume, avem un om care știe să citească, să înțeleagă un text și să știe să se exprime în mod oral, avem un om care știe să vorbească cel puțin două limbi străine, pentru că mai nou, la nivelul Uniunii Europene, trebuie să știi ca tânăr cel puțin două limbi străine pe piața europeană, avem competențe minime matematice, pentru că nu ai ce să faci dacă nu știi să calculezi măcar minim în viața ta, chiar dacă nu-ți place matematica, da? Avem competențele digitale care sunt importante pentru că asta este, până la urmă, un job al viitorului, să lucrăm pe tot ce înseamnă digital. Trecem de a învăța cum să înveți, pentru că am început cu ea și este cea mai importantă și ține foarte mult de partea psihologică și de consiliere, după părerea mea. Interpersonale și civice, avem un cetățean care știe legislație, știe cum să o aplice și votează conștient. Cel mai important este, mai ales pentru un tânăr la 18 ani care iese din liceu. Avem inițiativa și antreprenoriatul. Cum facem ca să formăm tineri antreprenori și să aibă inițiativă? Deci avem un cetățean cu inițiativă și cu propria afacere, mai ales socială. Trebuie să ne referim foarte mult la antreprenoriatul social în ziua de astăzi, pentru că acesta este business-ul contemporan. Și nu în ultimul rând, exprimarea identității personale și culturale într-un context, atenție, de diversitate și multicultural, pentru că facem parte din Uniunea Europeană și nu avem cum să ne referim numai la noi, când ne referim la identitatea culturală, dar și tradițională. Și aș vrea să închei, deci asta au fost, să ne referim la profilul absolventului. După cele 8 competențe,
iar pe partea, prima parte am spus-o deja, aș vrea să închei cu o idee foarte scurtă pe care am auzit-o într-un discurs extraordinar de la Davos. La Davos se desfășoară acum forumul economic, la care, apropo, noi nu suntem prezenți, din păcate. A spus foarte frumos cineva că educația viitorului trebuie să pună accent pe diferența dintre om și mașină. Adică un tânăr trebuie să ne gândim cum facilităm actul educațional ca să facem diferența dintre cum poate să arate un tânăr ca om, da? În comparație cu tehnologia și cu mașinăria. Și el a spus, dincolo de knowledge, dincolo de cunoștințe, este important să dezvoltăm empatia, teamwork-ul, creativitatea, artele, tot ce înseamnă arte, pentru că e vorba de emisfera dreaptă și fără ea nu putem să ne dezvoltăm. Și, bineînțeles, gândirea independentă, adică cea critică și creativă. Cred că asta este un sfat pe care putem să-l luăm în considerare, să ne gândim să fim mai sus de ce înseamnă tehnologia, până la urmă, în societate. Pentru că tehnologia este extraordinară, dar omul este și mai extraordinar. Dacă pot să spun așa, mulțumesc! Și creativ, tot ce s-a discutat, ele sunt bazate pe cele o competență. Plecăm de aici cu ideea că pe cărtie totul este excepțional. Inclusiv în programele școlare sunt referiți la astfel de competențe. Problema cum le aplicăm. Deci haideți să nu mai spune că în profilul educativ al copilului sau elevului nu există competențe, să cităm cele 8 competențe care le-am mai învățat și noi. Nu, astea sunt, există. Problema este de implementare. Așa cum a spus o colegă de-a mea, partea de implementare e problema nu numai în educație, ci tot ce înseamnă în România. Deci suntem foarte buni să punem pe hârtie, nu atât de buni, domnul profesor de aici a spus că dezbaterea și eu cred că e cam în acest sens, se pun trei variante pe masă, nu mai e loc de a patra, dar asta e situația. Dar nici să plecăm cu ideea că nu există nimic și tot e un dezastru, pentru că nu e chiar așa. Și eu v-aș mai invita la un singur lucru, cu tot respectul și cu toată, să spunem, claritatea mea, că nu veți fi de acord. Puneți-vă și în locul decidenților. Ați fost vreo multe dumneavoastră, în afară de mare și față, în situația de a decide, de a semna un ordin de mână, de a semna o chestie care este valabilă pentru 3 milioane jumate de oameni. Știți ce trebuie? Să fii în acel dubiu. E bine să fac treaba asta? Nu e bine să fac treaba asta? Să aud 1000 de voci. Acum, eu nu fac pentru administrația centrală, deși am făcut atâta timp parte din ea o plădoarie. Domnul, problema este că exact ce am pățit mai astăzi, aud și decidenții noștri. 1000 de idei, fiecare cu problemele lui cu asta și eu când să zică așa trebuie să facem, pentru că se pare că acest plan de învățământ trebuie aprobat cât de curând, pentru că în cascadă trebuie scrise programele, manualele și toate celelalte. De aici ține problema ciclicității învățământului, finanțare și mai departe. Deci când e problema să semneze cineva, nu mai știe. Din toate... Mă scuzați, dar să fii într-o funcție publică înseamnă că ți-ai luat responsabilitatea să decizi ceva. Dar ideea este că decizia trebuie să se bazeze și pe niște lucruri coerente. Când lucrurile sunt de o paletă extraordinară, până la urmă decidentul, din păcate, decide probabil singur cum să facă. Așa că, cred că o concluzie aici ar fi totuși să punem cap la cap ideile, nu foarte multe, care s-au spus, dar ideile esențiale. Și mai puțin cele de amănunt. S-a discutat și la mă, în general, l-am văzut foarte bună. Important este ca implementarea să se petreacă așa cum este mersul firesc. Vă dau un singur exemplu de decizie care a fost luată, dar din păcate a fost anulată datorită unei schimbări politice. De curând se luase decizia ca tot planul de învățământ de gimnaziu 5-8, inclusiv manualele școlare, să fie puse în practică la anul toate deodată. Pentru că nu este firesc să programăm ceva în anul 2016-17 și să se implementeze în 2021. Așa este.
clasa 5-a intrat în vigoare anul ăsta și clasa 8-a se termină în 2021, până atunci se mai schimbă de 5 ori. Și stăm cu manuale și cu alte documente școlare din anul 1997, deci de peste 20 de ani, așteptând să mergem în implementarea secvențială. Adică anul ăsta reformăm o clasă, la anul reformăm cealaltă clasă, până ajungem în 2026 să terminăm liceul. Să fim sănătoși până atunci și să avem și noroc. Că sănătoși erau și repetitari. Bun. Deci asta este problema. A luat decizia și a implementat. Idei sunt minunate și eu m-am bucurat astăzi că am văzut foarte multe idei. Problema este să le sintetizăm, să mai avem și puterea de a influența pe cel care în final va lua decizia, pentru că din păcate nu luăm noi și poate din fericire. E destul de complicat să iei astfel de decizii. Mulțumesc și eu foarte mult. Cred că mulți dintre noi, din diverse perspective, avem experiență în guvernanța politicilor publice și pentru că văd fundația Zaldur că este acolo, mă gândesc acum la Hertz School of Governance în Berlin, care practică foarte mult aceste lucruri. Cred că angajarea cetățenilor în aceste dezbateri este absolut fundamentală, pentru că vedem perspective, ne vedem limitele și în egală măsură, ca decidenți, trebuie sigur că da, să ascultăm opinia tuturor. Ce am reținut eu astăzi este că planul acesta cadru are nevoie de completare pentru ca să cunoaștem întregul și pentru asta avem nevoie, cum povesteai mai devreme, să știm corelarea lui și cu alte decizii pe care România și le-a luat, vezi cadrul național al curriculumului, pentru că aceste calificări cu scop academic, ele trebuie să facă parte din acest cadru național al curriculumului, deci nu pot să vorbesc mai despre liceul teoretic și, cum mai devreme s-a spus, bine ar fi să separăm în totalitate clasele a 9-a și a 10-a de restul, pentru că pot avea au finalități diferite. În egală măsură, competențele cheie, așa cum sunt ele, nu sunt un dat și ele trebuie discutate la rândul lor, cât sunt de actuale sau nu sunt de actuale, pentru că această dezbatere acum este lansată la nivel european, în competențele cheie din recomandarea adoptată în 17 ianuarie, de exemplu, la nivel european, există o scrisoare deja trimisă de bănci, de Banca Centrală Europeană de Draghi, către președintele Comisiei Europene, care atrage atenția cu multă simpatie și deferență asupra faptului că educația economică nu e cuprinsă în acest lucru în anii de post-criză. Și în grupul de lucru vor discuta acest lucru. Deci este foarte posibil ca, dacă vrem, asta spuneam în introducere, să dăm ca mesaj ca țară, nu noi cei de aici, țară, ca și de reprezentant de acolo, poate să intervină asupra acestui lucru și ulterior să fie cuprinsă. Dar orice am avea pe hârtie, implementarea este baza. Și pentru implementare avem nevoie să facem pregătirea, pentru că dacă ne aducem aminte, și unii dintre noi spunea Alexandru mai devreme, dar nu mai îmi spune și a fost în 1997, că nici nu eram născut. Iartă-ne, Alexandru, așa este, dar ce să facem? Noi eram. Și vrem să nu se mai repete, că de multe ori continuitatea e bună, dar discontinuitatea e și mai bună. Și evaluare fundamentală, Adrian Stoica știe despre evaluare mai multe, că pot să spun eu, cred că dacă stingem lumina, și răpoi mine mă ține aici. Dar nu-l mai lăsăm. Dar să stingem un pic. Bun. În aceste condiții, pentru că mi se face semn că deja suntem peste toate orele cu putință, aș vrea să vă cer permisiunea să înregistrăm și opiniile pe care le-au transmis cei care au urmărit live pe Facebook aceste dezbateri. Dacă va fi de folos sau nu, depinde de noi toți până la urmă. Deci depinde de noi toți. A face o politică publică în interesul nostru nu înseamnă a face o revoluție, sper că nici nu înseamnă să facem o altă țopăială, cum este cea fiscală, dar sper din tot sufletul că avem capacitatea să influențăm deciziile de această natură. Am reținut de la Fundația Ține de Noi că în august ne vom întâlni la marea conferință a educației și că până atunci celelalte structuri care au coorganizat evenimentul de astăzi vor anunța un calendar de dezbateri care va continua. Nu vreau decât să vă mulțumesc, îmi cer scuze, dar am vorbit foarte mult, dar sper din tot sufletul că ceea ce am făcut cu toții astăzi va fi de folos. Ei, organizatorii,
au comunicat că vor face un document de poziție pe care îl vor face public și va pleca către decidenți. Nu pot să spun mai mult decât atât, adică nu știu. Vă mulțumesc în mod deosebit și poftim.